Hristos a înviat și bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea Mântuire. Această seară avem din nou alături de noi pe Părintele Lefterie. Sără dreapta, Părinte, și bine ați revenit! Hristos a înviat! Bine ne revedem! Adevărat a înviat! Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație și v-ați făcut timp să stăm din nou de vorbă pe teme duhovnicești. Înainte să intrăm în discuții, ca de obicei, invit pe toți cei ce ne urmăresc să distribuie acest live, să lase un comentariu, să lase un like și desigur așteptăm întrebările voastre în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât în partea a doua emisiunii să le putem adresa părintele. Părinte, foarte interesantă tema propusă de Sfinția voastră. Într-adevăr, avem multe carențe în a înțelege și în a ști, în primul rând, Sfânta Evanghelie și mesajul de peste ani transmis de Mântuitorul prin Sfinții Apostoli și mai departe prin Sfânta Biserică. Și de multe ori nu prea mai știm ce evanghelie slujim, trăim, dacă mai trăim vreo evanghelie sau doar ne raportăm la ea, așa că la o legislație în vigoare, dar care trece pe sub ea. Așadar, aveți cuvântul și suntem, sunt chiar curios cum va decurge discuția. Hristos a înviat tuturor. Ne-am gândit la tematica asta Evanghelie și din cauza că ne-am mai întâlnit din când în când așa, cu câteva păreri despre ceea ce înseamnă Evanghelia, despre ceea ce înseamnă mesajul lui Isus Hristos și care este sensul Evangheliei în viața noastră. De aceea am gândit că despre Evanghelie trebuie să vorbim și la nivelul de propovăduire, adică ceea ce vorbim, cum vorbim, în ce cadru vorbim Evanghelia, din ce cauză ne apucăm noi să vorbim despre Evanghelie, care este în boldu, că mulți oameni simt nevoia să vorbească despre Evanghelie, dar dincolo de ceea ce vorbim și cum ne prezentăm, dacă suntem evanghelici sau nu în prezentare, după aceea trebuie să vedem dacă suntem evanghelici sau nu în pregătire și să mai vedem dacă suntem evanghelici sau nu în viață. De aceea Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos se cere trăită, aplicată în viața zi cu zi, dar și învățată. Așa, cred că se întâmplă ceva, nu, nu, reușesc să văd. Mă vedeți bine? Da, e un mic bruiaj, nu. Dacă ați putea, nu știu, să vă reconectați camera, cred că a rămas imaginea un pic blocată pe jumătate. Așa, până revine părintele și până rezolvă problema tehnică, vă reamintim tuturor să distribuiți acest live, să ajungă la câte mai multe persoane interesate de această temă. Așa. Bun. E, da. e altă cameră, dar nu știu. Așa. Așa. Perfect. perfect. Da, e camera asta, calculatorul acum. Da, da, da. E bine, e bine. Așa. Dacă este să sub... vă. V-ați dat pe mult.. Așa. Așa. Și tot ceea ce înseamnă trăirea ei, trebuie să vedem și de unde ne inspirăm din această Evanghelie. La ce fel la ce, și la ce mod o trăim care ne sunt învățătorii, care ne sunt învățătorii este foarte important, și cum ne alegem pe acești învățători. Că Iisus Hristos ne atrage atenția că vor veni vremuri în care oamenii își vor alege învățători după pofta inimilor lor. Adică, mie ceea ce îmi place și se mai spune într-un loc al Evangheliei ceva de genul că își mai aleg oamenii învățători care, care să le gâdele urechile, să fie plăcut la auzire. Și aici avem pofta inimii, și acum vedeți toate revoluțiile astea care se întâmplă pe lângă Evanghelie. Că dacă se schimbă politicul într-un fel, trebuie să vorbești și din Evanghelie la modul politic. Dacă se schimbă nu știu ce concepții despre viață, trebuie să vorbești despre concepțiile alea. Pac, imediat dai Evanghelia după, după, viața, după viața socială a vremii în care trăim. Evanghelia este una și aceeași. Sfântul Apostol Pavel ne spune, Cred că Sfântul Apostol Pavel. Iisus Hristos și ieri și astăzi și în veci este același. Dacă Iisus Hristos este și ieri și astăzi și în veci același, și cuvântul lui este același. De aceea ne spune Iisus Hristos. Cine o să schimbe o iotă sau o certă din Evanghelie, vrednic o să fie de gheana focului. 1. După aceea, ne mai spun, ne, 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 încredințează Iisus Hristos despre adevărul Evangheliei și despre ceea ce înseamnă Evanghelia în veci, spunând că nu cerul și pământul o să treacă, dar cuvintele mele nu o să treacă. Acum noi trebuie să vedem dacă în prezentările astea evanghelice pe care le avem, că toată lumea să crede evanghelist. Nu evanghelist, care religii vorbesc. Toată lumea să crede evanghelist în sensul că o luat Evanghelia, o citit un verset, îl expune așa cum crede, cu un fel de patos. Ați văzut, unii oameni urlă despre Evanghelie, alții oameni plâng despre Evanghelie, alții oameni se tânguiesc despre Evanghelie, alți oameni sunt foarte bucuroși și cred că au descoperit Evanghelia bucuriei. Alți oameni cred că l-au descoperit pe Iisus Hristos, care este doar iertare, dar sub nicio formă dreptate. Sau care Iisus Hristos care este dispus întotdeauna să ofere, dar niciodată nu-l acceptăm pe Iisus ăla care ne mai și cere câte ceva. Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre calitatea lui de apostol, de evanghelist, și Apostolul Pavel a fost evanghelist, să știți, ce spune, vorbesc, despre Evanghelia mea sau Evanghelia mea o prezint. Ați auzit vreodată de Evanghelia Sfântului Apostol Pavel? Nu. Dar el zice: Evanghelia pe care eu am primit-o de la Isus Hristos, căruia eu îi sunt apostol. Și Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre Evanghelia lui și despre apostolatul lui, spune așa: Eu sunt rob al lui Isus Hristos. 1. După aceea, eu sunt chemat de Isus Hristos Apostol. 2. Și după aceea, eu sunt rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu. Și aici avem trei calități în care noi trebuie să ne, să ne ancorăm un pic. Să vedem dacă ne aflăm acolo 1. și să vedem dacă se află acolo oamenii care ne prezintă nouă Evanghelia, 2. și să mai vedem dacă se află acolo oamenii cărora nouă ne plac cum ne prezintă Evanghelia, 3. Pentru că, Faptul că mie îmi place de cineva cum vorbește, asta nu înseamnă că el vorbește și adevărat. Faptul că eu sunt fermecat sau faptul că eu sunt atras sau faptul că un om este foarte deștept în a le prezenta Evanghelia nu înseamnă că este și adevărat. Că este foarte pregătit. Una este pregătirea, una este învățătura și alta este adevărul Evangheliei. Aici trebuie să fim un pic cu discernământ. Și atunci Iisus, Sfântul Apostol Pavel pune criteriile alea. Eu sunt roba lui Isus Hristos. Cum ne spune Sfântul Antonii cel Mare? Vine un frate la el și îl întreabă: Părinte Antonie, ce să facă eu să mă mântuiesc? Și el dă trei direcții. Dar una dintre ele nu le discutăm pe toate trei, una dintre ele sună în felul următor: orice vei face, să ai mărturie totuși din Evanghelie, din viața lui Isus Hristos, din viața Apostolilor. Orice vei face, să ai o mărturie. Adică să dăm ceea ce avem de făcut după ceea ce este scris. Să nu dăm, noi facem de obicei mutarea invers. Dăm ceea ce este scris după ceea ce avem noi de făcut. Adică am căutat așa, băi, cam ce mi-ar place mie să fac sau ce vreau eu să fac. Și hai să văd unde găsesc eu în Evanghelie o acoperire pentru ceea ce am eu chef să fac. Nu este corect. Să spunem mai ales acum, și-o spus în săptămâna luminată, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc răspunsurile cele din păcate Să, nu săptămâna luminată, în, în asta cum îi spune, în, la liturgia darilor mai înainte sfințite. Deci, eu pentru păcatele mele și pentru greșelile mele și pentru ceea ce îmi place mie, nu trebuie să caut acoperire în Evanghelie. Aici este un pic de, de joc din ăsta, un pic viclean interior. Nu avem dreptul să facem lucrul ăsta. Dacă suntem, când privim Evanghelia, trebuie să ne gândim cu vorbim cu Isus Hristos. Asta înseamnă roba lui Isus Hristos. Când privim Evanghelia, trebuie să ne gândim că suntem oameni care îl urmează pe Isus Hristos. De aceea Isus Hristos nu a zis, nu a zis pur și simplu, nu a scris el o carticică și a zis, luați carticica asta și de acum mergeți, faceți ce scrie în carticica asta. Nu! Eu spus omului, tu lasă pe cei morți a tăi să-i îngroape pe cei morți și știi ce să faci? Tu să vii și să-mi urmezi mie. Pe de altă parte ne spune cine vrea să vină după mine să se lepide de sine, să își ia crucea sa și după aceea să-mi urmeze mie. Cam asta înseamnă calitatea de roba lui Isus Hristos. Nu înseamnă că Isus Hristos ne spune, eu v-am ridicat de la starea de sclavi, de la starea de robe a lui Dumnezeu și de starea de rob față de mine, la starea de prieten față de mine. Voi sunteți prietenii mei și prietenul Cicu, Cicu, el știe toate ale stăpânului, dar trebuie să avem grijă noi să ne ridicăm de la starea de rob și trecem prin starea de rob și atunci când nu mai suntem tentați să folosim Evanghelia așa cum ne convine nouă, cum ne sună nouă la ureche, cum credem că desfințăm noi vechile așezăminte ale bisericii și măcar nici nu înțelegem din ce cauze ele sunt puse acolo. Știți care ar fi atitudinea de bun simț atât? Nu spun de aia de cunoaștere de bun simț. Că sunt oameni acum care revoluționează parastasul, sunt oameni care revoluționează um, miruirea, sunt oameni care revoluționează noțiunile de curățenii sau de necurățenii la intrarea în biserică. Toate sunt revoluționate acolo. Băi, fraților, nu-i mai credeți așa de proști pe care au făcut moliftelnicul și liturghierul. Vă rog frumos. Nu-l credeți un idiot pe Ioan Gură de Aur. Deci, pleca... Haideți să plecăm de la punctul ăsta de vedere. Că atât, măcar să avem atitudinea aia de bun simț, de bun simț interior și să măcar să ne întrebăm, băi, oare de ce a spus omul ăsta treaba asta? Noi, din primul rând, în primul, în primul imbold al nostru interior, ne considerăm total superior lor. Chiar dacă nu conștientizăm că facem lucrurile ăsta. Și este un pic de o pe care trebuie să o, să o temperăm o leacă. Nu spunem că suntem vinovați prin neștiință că nu știm din ce cauză o zis omul ăla aia, dar deodată corectăm. Haideți, dacă nu, înțeleg că nu oricine are timp să calculeze toate lucrurile alea, să le vadă din ce cauză, să le ia din Vechiul Testament și până în Noul Testament, că așa zice Iisus Hristos și așa zice Dumnezeu prin profeți. În veac legământul meu acesta este. În veac. Cine rupe legământul meu, îl va rupe și Dumnezeu pier. Cine desfințează legământul acesta, desfințat va fi de Dumnezeu. Deci, dacă nu avem timp să vedem toate legăturile astea care sunt făcute, pe care un om ca Ioan Gură și oameni care au scris textele sfinte, și un om ca Sfântul Ioan Damaschin, un om ca Sfântul, ăsta cum îi spune, Roman Melodus sau ca alți sfinți care sunt scriitori de Sfinte Canon, ei stăteau zi și noapte în cărțile Sfintei Scripturi. Zi și noapte nu făceau altceva. Am fost acum prin, pustiile, prin pustia egipteană și oamenii cei ei mâncau, cam cum ar fi la noi, o jumătate de pâine într-o zi și beau două pahare cu apă și în rest, Doamne Iisuse, în timp ce făceau rucodelia, psalmi, în timp ce împleteau lucrurile acelea, cum îi spune, coșnețele cele și tot ceea ce împleteau ei, sau mai făceau un fel de pânză, din asta o împleteau, vineau oamenii, vineau cei din oraș, luau acelea, le duceau, aduceau banii sau ce aduceau, ce alimente aveau nevoie și restul, ori în șir scriptură ori în șir scriptură, ori în șir scriptură. Încă mai este din, din datele Sfântului, din datele Sfântului pahomici Pahomii cel Mare și din rândul Sfântului Pahomii cel Mare spune Nici nu ai dreptul să fii făcut preot dacă nu știi pe Dirosp, Saltirea și Noul Testament. Se mai păstrează chiar și până în ziua de astăzi lucruri de genul ăsta în comunitățile de copți. Pe de altă parte, oamenii ăștia erau desăvârșiți cunoscători ai Duhului din Vechiul Testament. Și noi venim astăzi și spunem că nu, că știm noi că alea sunt învechite. Haideți să le vedem întâi ce înseamnă alea în Duh. Și în normele de curățenie, și în normele de pomenirea morților, și în normele de liturgie, și în normele de proscomidie. De unde sunt ele aduse? 1. Asta nu ne se cere tuturor. Dacă nu știm și dacă nu vrem să ne băgăm, atunci haideți să intrăm un pic cu respectul ascultării în ele. Și atunci, dacă intrăm cu respectul ascultării, sunt păziți de această neștiință. Și spune, bă, el nu știe de și neștiința este un păcat că în loc de uh, serialul meu preferat la televizor de două ori, care mănâncă o oră, două, trei într-o zi, aș putea să aleg o oră de rugăciuni și două de scriptură. Sau două ore de rugăciuni și o oră de scriptură. Aș putea să aleg treaba asta. Dumnezeu e posibil să ne întrebi, totuși, cuvântul meu, voi de ce nu l-ați cercetat? de ce nu vă pasă. păsat? Sau hai, dacă nu vă pasă de cuvântul meu, de rugăciune, de ce nu vă Că vă îndrumam eu și vă luminam eu. Era în viața Sfântului Pimen cel Mare, mi se pare, sau Sfântul Pais, nu știu care dintre ei. Era un călugăr desăvârșit în lucrarea faptelor bune. Desăvârșit în rugăciune și veneau așa de mulți oameni și se foloseau de el. Dar aveau o problemă de învățătură. Era acolo în Egipt, să știți că au fost foarte multe probleme din astea și canonice, dar și probleme din astea dogmatice. Și că lugărașul ăsta căzus, era bătrân, era Și a Sfântul Paisie cel Mare că a căzut omul ăsta în, înșelarea asta și se duce la el și ăsta care avea duh de rugăciune, dar care avea și duhul cunoașterii. Și au zis, este imposibil să se piardă un om din ăsta care este în legătură cu Dumnezeu și să piardă și pe alții prin concepții eretice. Și atunci s-a dus la el, o stat lângă el, o discutat cu el, l-a arătat prin duh din rugăciunii, după aceea i-a arătat prin duhul înțelegerii, care sunt consecințele a ceea ce ăla începe să învețe și omul ăla, pentru că era în duh din rugăciunii, o înțeles. Și chiar dacă nu o înțeles din prima, după ce eu zis, haide să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere. Și s-au rugat împreună, în pace, în liniște, nu în discuții, nu în contraziceri, și Dumnezeu l-a descoperit. Și l-a adus pe el la, cum să spun, la prochimen, l-a adus la învățătura adevărată. Este foarte important. De foarte multe ori ne scapă practicile astea pe care le avem noi, de dar trebuie să avem un pic cum și o de cunoaștere. Spune părintele, spunei Cleopa Elii, Multă râvnă, puțină pricepere. Multă dorință de a sluji lui Dumnezeu, dar puțină cunoaștere. Și omul care este fericit, bărbatul care nu greșește în ceea ce spune. Dacă nu greșește în ceea ce spune, ăla este om desăvârșit. Am trecut de atitudinea de rob pe care trebuie să o avem față de Isus Hristos și de Evanghelia Lui și de felul în care El o prezentat Evanghelia Lui și din felul în care El o are să fie implementată Evanghelia Lui și vorbim despre apostoli, că Iisus Hristos nu a trimis la propovăduire pe toată lumea. Foarte, foarte atent. Și aici intrăm în a doua problemă a felului în care noi prezentăm Evanghelia și în felul în care facem apostolat. Chemat de el apostol. Dacă suntem chemați de biserică să fim apostoli, că așa plecăm la un apostolat, dar ne trezăm într-o Evanghelia noastră, foarte greu cuvântul ăsta, părinte, pentru că mulți în ziua de azi simt așa nevoia de la sine putere, mai ales având o conexiune la internet, să înceapă să facă ei pe a mistice, pe a propovăditorii, pe apologeții, ia două, trei citate de colo, deci de colo, fac ei o legătură și gata, începe misiunea. <laughs> începe mai multă tulburare și dizbinare. În, în esență nu este greșit. În esență nu este greșit trebuie să vedem dacă mesajul este al bisericii. Și de aceea, pentru orice om, și eu practic cu lucrul ăsta, pentru orice om care nu este la desăvârșirea cuvântului, te iei după ceea ce a spus Sfântul de dinainte de tine. În momentul în care ai intrat în Evanghelie și ai spus că asta înseamnă asta, trebuie să fii foarte atent. Foarte atent. Ereziile toate au fost scoase până și de patriarh, până și de monah, până și de preoți, până și de creștini obișnuiți care se credeau foarte învățați. Foarte interesant și foarte atenți trebuie să fim când spunem asta înseamnă asta în Evanghelie. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, care este stâlpul și temelia adevărului? Biserica. Deci nu vorbește despre Evanghelie ca stâlp și temelie adevărul din ce cauză. Pentru că tu dacă iei Evanghelia, domnul Alex, și dacă eu iau Evanghelia, elefterie, și dacă el tău ia Evanghelia, și noi începem fiecare după mintea noastră să facem ceea ce vrem din Evanghelie, nu îl găsim pe același Iisus Hristos. Niciodată. Niciodată. Exact. Și aici, oricât de, oricât de tulburați ar fi unii oameni când se vorbește despre adevărul bisericii, trebuie să înțelegem aici nu problemele din biserică. Nu, nu, nu. Ci adevărul care trece în biserica făcută de Isus Hristos care spune Eu mi-am dat trupul și sângele meu pentru biserică și Apostolul Pavel spune Și a întemeiat Dumnezeu biserica sa sfântă, fără de prihană, fără de pată, ca o mireasă neîntinată. Noi biserica aceea trebuie să o păstrăm. Aici nu vorbim despre păcatele preoților, despre păcatele credincioșilor, despre nebunile televiziunilor, despre toate rapoartele astea Nu, noi vorbim de biserica întemeiată lui Isus Hristos care este în învățătură și în tainele predate Aia e biserica, în învățătura luminată și neabătută de la Isus Hristos până la ultimul preot făcut ieri până la ultimul preot făcut ieri, până la ultimul diacon hirotonit ieri, până la ultimul, ăsta cum îi spune, arhiereu făcut ieri, în biserica ortodoxă. Aia este biserica lui Isus Hristos neîntreruptă de la primul apostol, de la pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli și până în ziua de astăzi, până în ziua de ieri. Dacă astăzi s-au făcut, dacă astăzi făcut liturghii, Aia este și astăzi a fost Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Cuvios Arsenii cel Mare Și asta este Evanghelia și asta este firul neîntrerupt continuitatea apostolică a Harului Harul niciodată nu s-a întrerupt așa cum nu s-a întrerupt niciodată Harul din Sfință, profeți, Prin, prin uh, Duhul Sfânt și prin, uh, și prin uh, inspirația Cuvântului Lui Dumnezeu în Vechiul Testament noi aici trebuie să înțelegem și biserica asta să o păstrăm. Nu biserica de care se vorbește la știri. Nu ne interesează lucrurile alea. Alea unele le putem îndrepta, altele nu le putem îndrepta. Unele le judecă Dumnezeu, altele nu le judecă Dumnezeu. Unele le pedepsește Dumnezeu, altele le caută să le pedepsească oamenii. Fiecare pedepsește, pe cine pedepsește. Nu mă interesează lucrul ăsta. Dar noi de biserica aia trebuie să avem grijă și trebuie să vedem ce evanghelie este în ea, ce evanghelie a fost în ea. Începe rugăciunea de la vecerni. Dumnezeul părinților noștri, singurul care faci minuni și care locuiește în lumina cea neapropiată. Noi acolo trebuie să mergem să vedem de la Dumnezeu ăsta care stă în lumina cea neapropiată, ce mesaj ne dat. Și după aceea mergem acolo când suntem chemați în biserică. În biserica asta luminoasă, în biserica asta care are continuitate, în biserica asta neîntreruptă, în care Harul nu a lipsit nicio secundă, nu s-a rupt nici șirul de episcop. Dacă vreți să mergeți, mergeți de un de șirul de episcop mergeți de la ultimul episcop. Îl luați pe Patriarhul Daniel, că îl iubiți, că nu-l iubiți, puțin mă interesează. De la Patriarhul Daniel mergeți până la Sfântul Apostol Andrei, șir neîntrerupt de episcop și Patriarh în biserică și până la Isus Hristos. Ăla este harul în biserică. Unii s-au desprins, alții au considerat că sunt -alți, alții, s-au făcut greco, alții s-au făcut para s-au făcut catolici, alții au făcut. treaba lor ce s-au făcut. Când s-a întrerupt, harul gata s-a ieșit din biserică. Unii s-au pus vechi, noi, stră vechi, stră noi, treaba lor. Nu ne interesează. Noi trebuie să vedem acest fir neîntrerupt al Evangheliei, ce înseamnă și fiecare practică din biserică de ce este făcută. Dacă vrem să fim apostele lui Isus Hristos, și da, oricine are dreptul să vorbească. Dar nu oricine are dreptul să aibă pretenția de adevăr. Eu nu am dreptul să spun că eu sunt adevăr în biserica ortodoxă. Eu nu sunt adevăr. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Iisus Hristos. Dacă eu astăzi am spus o prostie aici pe canal, mâine, starețul meu, episcopul meu, exarhul meu spune, frățioare, ce înțelegi tu prin chestia asta pe care ai spus-o? Poate ai spus-o într-un moment în care nu ți-ai ales limbajul foarte bine. Sau poate ai spus din ce cauză? Pentru că tu stai în fața oamenilor și tu vorbești oamenilor. Oamenii pot să creadă în ceea ce spui tu și de acolo să se ducă învățătură. De acolo aia să fie învățătură. Oamenii pot să urmeze ceea ce spui tu și de acolo să fie practică. Oamenii pot să se unească în ceea ce spui tu și de acolo să fie biserică. Și se spune biserica satanei. Se spune în, în scriptură, biserica a satanei. Se poate ajunge la lucrul ăsta. Și atunci mă întreabă, cum ai înțeles lucrul ăsta? Păi așa l-am înțeles. Ei, atunci poate să fie doar o exprimare greșită. Sau dacă eu spun, țin la ceea ce spun. Înțeleg în felul ăsta și țin la ceea ce spun. Și poate să-mi spună părințelul, fii atent că aici nu-i sfință părinți. Aici nu e biserica lui Isus Hristos. Tu aici te situezi uh, într-o zonă care începe să fie așa un picuț, așa și cum ca un cu o ramură care pleacă din tulpină și se duce așa iurea și nu se știe și de sub altoi. Așa spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și tu la părerea asta, tu ești o leacă sub altoiul lui Isus Hristos. Și de acolo tu nu faci rod în biserică. Unii care au vrut să înțeleagă mustrarea asta au înțeles-o, dar în Duhul Bisericii, nu în Duhul care ceva cu mine, nu știu care superior. În Duhul Bisericii, aici, de învățătură, de practică. Alții care nu au înțeles, nu au înțeles. și au mers pe practica lor. Ați văzut, biserici prin beciuri, biserici prin acoperișuri, biserici pe unde vor ei. Doamne ajută, nu i judec, nu mă interesează. Dar Apostolul Pavel a fost rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Isus Hristos. Și aici vorbim de actul Vorbim de actul hirotoniei. Vorbim de actul consacrării. Ce spune Iisus Hristos după, în pragul înălțării? Ce spune? Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Eu vă trimit pe voi pentru că mie mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Gata. De acum merge și propovăduiți. Înainte de a spune, dar nu vă îndepărtați de Ierusalim până când nu va veni peste voi putere de sus. Deși i-a trimis Iisus Hristos, și asta înseamnă că toți putem vorbi, fără nicio problemă, până în momentul în care nu vine Duhul Sfânt peste noi, să nu credem sau să fim foarte atenți dacă suntem în ceea ce învățăm în biserică sau nu. Că de acolo se pierde sufletul. Și spunea a, că e doar învățătură. Nu este doar învățătură. Învățătura devine viață. Învățătura devine practică. Învățătura devine o concepție. Și cum așa? Păi uite, foarte simplu. Încep să gândești rău despre soțul tău. Și spune, da, dar e doar gând. E, nu știu. Gândul ăla mai revine odată, gândul ăla stă odată, gândul ăla mai revine, gândul ăla devine obicei, gândul ăla devine sentiment, devine sentiment interior, după aceea gândul ăla se transpune în fapte, se transpune în vorbe Și încep să vorbești urât, potrivit cu ceea ce ai în gând, potrivit cu ceea ce ai în inimă. După aceea începi să ai atitudini. După aceea gândul ăla te schimbă și devii gândul pe care îl ai. Și de asta ce înseamnă erezie? Despărțire. Nu înseamnă numai părere din asta, ci asta ce înseamnă schismă? Rupere. Și asta este schismă. Asta este schismă și în familie. De aceea spune Iisus Hristos, am venit ca să aduc inimile părinților către copiii lor, sau inimile copiilor către părinților. Amândouă trebuie aduse. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Vreți să vedeți ce are un om în inimă când vorbește despre biserică, când vorbește despre practici, când vorbește despre Dumnezeu. Uitați-vă la discursul lui și atunci să vede ce are în inimă. Dacă el are în inimă dragoste despre Dumnezeu și dragoste, atunci o să construiască, nu o să dezbine. Pentru că orice discurs care dezbină este al dezbinătorului. Foarte, foarte atent trebuie să fie. 1. Apostolul trebuie să fie roba lui Isus Hristos. Apostolul trebuie să fie chemat de Isus Hristos apostol și apostolul trebuie să fie rânduit de Isus Hristos. Așa spune Pavel despre el. Cine vrea să intre în altceva, Doamne ajută, ei poartă răspunderea. Sunt părintele Antonii Plămădeală spunea așa la o chestie din asta care era cu ecumenismul, că nu știu ce, el nu prea a crezut în treaba asta cu ecumenismul. Așa se duce acolo, vedea care este experiența, vedea ce este, ce spun unii, ce spun alții și face odată dat concluzia aia pur românească. Băi, știi care e treaba cu ecumenismul și cu bisericile astea? Fiecare au vrut să fie propriul lui, fiecare au vrut să fie propriului șefuleț. Am asta e treaba. Luther nu a mai avut chef să fie cu, cu biserica catolică. Înțelegi? Lutier au zis, bă, ăștia sunt numai desfrânați, ăștia sunt numai curva, ăștia sunt numai pii bani, ăștia numai sunt. Și nu au putut să corecteze, că n-ai cum să corectezi decât prin jertfă, tată. Iisus Hristos nu a dezbinat Vechiul Testament. Nu a Eu n-am venit să stric legea, eu am venit să împlinesc legea. Și de ce Iisus Hristos o dă seama, Băi, numai prin, numai prin jertfa mea pot să aduc legea lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Că așa zice în Vechiul Testament. Și le voi da o nouă lege pe care o voi pune în inima lor. Dar care nu este împotriva legii celei din tâi. Luther ce a lasă că fac eu protestantism. Lasă că fac eu protest. Lasă că fac eu critică a bisericii catolice. Și o străca și ceea ce era ce mai era bun acolo. Ci procent, Dumnezeu știe ce mai era bun în catolicism, aia l-a și stricat. Humbert ce-a făcut? La fel, când s-a despărțit biserici, biserica, catolică s-o despărțit de biserica ortodoxă. Că el, Humbert, patriarhul reprezentatul catolicismului, o aruncat anatema. Acolo la 1054, acolo în biserică. El a aruncat o a aruncat-o. Fără nicio discuție, fără nimic. Gata. Despărțire. Și gata. Chiar acum gata. Biserica apusului avea propriul șef. Nu mai trebuia să dea seama nimănui. Nu mai trebuia să dea seama soboarelor. Înainte era altă treabă. S-a adunat și era greu, tată, era greu să aduni. S-a adunat 300, 400, 500 de episcopi și vorbeau acolo cele ale lui Dumnezeu, cele ale bisericii, cele ale Duhului Sfânt. Și la sfârșit așa spuneau, s-a părut Duhului Sfânt și nou Părere nu înseamnă că mi se pare sau nu mi se pare, ci înseamnă că așa a vorbit Duhul Sfânt. Și noi am conglăsuit. Din ce cauză? Dacă cineva este de acord cu soția lui, după aceea mai este acord și în copiii lui mai este acord și în uh, socrii lui, mai este acord și în tatălui, este, și este un acord din ăsta care cuprinde toată familia. Ăla este adevăr. Ăla este adevăr. Și mai ales dacă în acordul ăsta mai punem și toată biserica, ăla este adevăr divin. Ăla este adevăr dumnezeesc. Și de aceea era greu. Și trebuia să i supui adevărului este. Mulți unii s-au supus. Și Alții nu s-au supus, alți au urmat, alții nu au urmat, Ați urmat propriile lor păreri și au devenit ei, ăștia cum îi spune, cap de biserică. Și Doamne ajută, și-au făcut adunarea lor, și-au făcut biserica lor, și-au făcut cele ale lor sănătate. Dar Evanghelia, chiar dacă este același cuvânt și ne batem pe cuvinte, nu mai este același duh. Că spune, litera întotdeauna o să ucidă, litera întotdeauna o să dezbine. Duhul este cel ce face viu. 1. Ăsta este ar fi primul aspect al însușirilor celor care ne prezintă Evanghelia și pe care noi alegem să-i urmăm sau nu. Trebuie să fim atenți la însușirile astea. Un. Că acum avem atâtea oferte despre Evanghelie, cum sunt oferte la Adidas. Știți cum sunt oferte, nu știu, la pastile. Te doare capul, poți să iei vreo șapte pastile, înțelegi? La Evanghelie nu e chiar așa. Durerele sufletești ale Evangheliei nu pot fi scoate cu diferite opțiuni. Păi, nu-i nu laie, îi bălaie. nu e așa. Nu-mi convini biserica asta, mă duc la biserica cealaltă. Nu-mi convini popa ăla, mă duc la popa celălalt. Noi putem să umblăm prin toți popii de pe planetă și, de fapt, niciodată să nu fim în, în așa cum să spun eu nu putem să fim în concordanță și în acord și niciodată putem să nu ne găsăm sufletește. Și putem să schimbăm toți preoții de pe planetă. Putem să mergem și la preoții despre Marte, că acum vor să, urce ăștia pe Marte și o să pună și acolo biserică. Vă dați seama, dacă că trebuie să creăm o nouă civilizație. Băi, creați, vreți, civilizații. Dar spuneți-mi și mie, cum creați noua asta civilizație dacă nu puteți să o țineți pe asta care este aici? Pe ca să sală este... asta, asta e conceptul, să colonizeze alte. Da, da este, este conceptul ăsta, care este un fel de concept. De rai din ăsta pe care noi l-am pierdut și care nu știm să-l să 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 regăsim aici. Știi? Adică trebuie să mă duc neapărat, trebuie să-mi schimb femeia că cu siguranță să reașează raiul. Trebuie să-mi schimb familia, trebuie să plec de lângă părinți, trebuie să plec în alt loc. Degeaba pleci în alt loc, dacă nu ai reușit să pleci, spri sufletul tău spre împărăția lui Dumnezeu care este în suflet. Și noi credem, vai, dacă s-o dus pe marge, de acum deodată Marte devine loc al făgăduinței. Și acolo nu-i nică. Acolo nu-i nimic. Și loc al făgăduinței. Dar oamenii foarte ușor proiectează în acest uh, virtual rai, într-un alt loc, pe care putem să visăm, despre care noi putem visa. Că ce o să fie acolo și ce o să facem acolo și ce legi o să facem de acolo. Păi de aici unde avem totul, de la aur până la izvor de la uh, ciripitul păsărilor până la mirosul unei flori. De la ăsta, cum îi spunem, de la frumusețea cerului și de la frumusețea de la minunata lumii acvatică. V-ați gândit vreodată universul ăsta acvatic, universul marin, cât avem acolo și cât avem? Și nu știm ce să facem cu ele. Și ba le omorâm, ba le distrugem, ba le poluăm, ba le umplem de petrol, ba uh, le umplem de manele, ba da, asta este, pentru că asta știm să facem, să facem să sfârii grătale. Și nu e o problemă că sfârii grătale, dar nu trebuie doar să sfârii grătarele. Trebuie să mai sfârii și sufletul un pic. Dacă nu sfârii aici și nu-i cald, pe partea cealaltă. 1. Al doilea aspect, Evanghelia asta nu a apărut din cer. Înțelegeți? Nu a căzut. Iisus Hristos nu a căzut din cer. S-a pogorât din cer potrivit profețiilor. Când spune Iisus Hristos, când este Iisus Hristos în grădina Ghețimanii și atunci Sfântul Apostol Petru din zelul ăsta lumesc, cum îl avem și noi, credem că putem să apărăm Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu cu băta, cu sabia, cu tunurile mai nou, crezând așa, lovim în oameni. Și ăsta i-a tăiat urechea respectivului, lui Malcus. Și au zis, bagă sabia în teacă. Pentru că cine scoate sabia de sabie moare, foarte important, cine scoate sabia, primul, de sabi moare. Și al doilea, ție ți se pare că eu nu pot să chem acum mai mult de 12 legiuni de îngeri și Ierusalimul să fie praf? Dar, atenție, cum se vor împlini scripturile? Ce înseamnă aici? Iisus Hristos să pune sărmanul în ascultare față de cuvântul care el era tot cuvântul lui Dumnezeu și față de lucrarea Duhului Sfânt, pentru că prin Duhul Sfânt s-o insuflată în inimile și în mințele oamenilor profeția lui Dumnezeu ce trebuia să spună. Și a spus, eu, trebuie, eu mă arăt pe mine mincinos dacă eu acum nu merg spre cruce, dacă eu acum nu merg pe jerf pentru Evanghelia Vechiului Testament, pentru Vestea cea bună a Vechiului Testament sau pentru Evanghelia Noului Testament care a fost uh, propovăduită, care a fost vestită mai înainte prin profeți ce ne spune tot Apostolul Pavel la Epistola către Romani. Evanghelia lui Isus Hristos a fost promisă, făgăduită prin proroci în Sfintele Scripturi. Atenție, ăsta e cuvântul din, 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 de, la, de la Pavel. Sfintele Scripturi. Noi acum am, în, am înlocuit cu Biblia. Biblia e o poveste. Sfintele Scripturi sunt adevărate. Biblia este o carte pe care o pui în, în, în bibliotecă și crezi că, nu știu, poate o citești o dați. am citit Biblia, părinte. Băi, nu contează să citești Biblia niciodată. Citești Sfânta Scriptură. De Sfânta Scriptură să te apropii, nu de Biblie. Nu mă interesează pe mine Biblia, biblioteca. Nu mă interesează chestia asta. Te-ai apropiat de un text al Sfintei Scripturi în care tu l-ai găsit pe Dumnezeu, în care ai găsit Duhul lui Dumnezeu. Și de aia zice, prin Sfintele Scripturi, dacă scripturile erau sfinte, oamenii nu erau sfinți? Dar noi nu înțelegem lucrurile astea. Zicem, apostolul Pavel, hai, treacă, meargă. Dar tocmai acest apostol Pavel era reprezentantul cel mai de seamă al învățăturilor vechilor, vechiului testament și tocmai el, în numele Bibliei, atenție, el în numele Bibliei omora creștini. Dar în momentul în care o a ajuns la cunoașterea Sfintelor Scripturi, ca așa se spune, după Primul dar care se oferă de către Dumnezeu, către apostolii săi, pentru apostolii săi, de după învierea ce nu în că atunci le-a dat, când l-au văzut pe Iisus Hristos înviat, atunci le-a dat lor puterea să înțeleagă Scripturile. O altă ispită. Înțelegem noi Scripturile? Și acum spune, băi, sunt o persoană logică. Și dacă ești logic, ce? și Nietzsche era logic, și Kant era logic, și Heidegger era logic, și nu știu, orice om este logic, și președintele e logic, și premier, și toți sunt logici. Că dacă nu ești logic, nu poți duci cana asta, paharul ăsta de apă, nu poți să-l duci de la mână până la gură. Trebuie să spui apă întâi ca să bei, nu poți să bei cu paharul gol. Că atunci nu ești logic. Înțelegi? Zic, uite, o, o prins, o început să prindă flutur om. Dar nu logica ne interesează. Iisus Hristos ne atrage atenția și spune și Sfinții, Sfinții Apostoli spun că le-a dat putere. Și oamenii vorbeau de dinainte că vedeți, noi intuim ce înseamnă, dar cădem din această intuiție și din această mică fulgerare a Duhului Sfânt. Că noi intuim ce înseamnă putere. Ce spun oamenii înainte? Nu le vorbea ca învățătorilor. lor. Știau oia Biblia pidiros, dar n-aveau Sfânta Scriptură în ei. Așa le spune Iisus Hristos. De ce nu puteți să ascultați, să dați ascultare cuvintelor mele? Pentru că nu este cuvântul lui Dumnezeu în voi. Pentru că voi ascultați de cuvintele tatălui vostru și tatăl vostru dintr-un început a fost ucigaș de oameni și din cauza aceea voi, și voi vreți să mă urâți și să mă omorâți. Și spuneți, ce ai demon, cine vrea să te omoare pe tine, ai demon. Voi spuneți că eu am demon, dar voi faceți faptele tatălui vostru care a fost ucigaș de oameni. Și cu, scriptura în mână, cu, cu Biblia în mână, Știi în Biblia la perfecție și oamenii au sesizat lucrul ăsta. Ei, ei știu oamenii ăștia, au cunoașteri de Biblie, dar nu au putere. Nu au putere în Cuvânt. Și atunci Iisus Hristos le-a dat puterea apostolilor după învierea sa să înțeleagă Scripturile. Vedeți dacă, în momentul în care spuneți despre Scripturi, dacă ne-o dat Dumnezeu sau dacă. Uh, uh, suntem în stare de a înțelege scripturile, și dacă nu suntem în stare de a înțelege scripturile, mergeți la oamenii cărora li s-o dat, sau mergem la oamenii cărora li s-o dat puterea de a înțelege scripturile. Unul este Sfântul Vasile cel Mare când vorbește despre interpretările la psalm, și altul este, nu știu, care, telicuță, care zice el când psalm, să văd, nu știu ce. Uh ăsta, cum îi spunem, tot felul de invenții moderne, tot felul de călătorii astrale, tot felul. toată lumea. Marginile pământului, pământul Margele pământului, că e rotund, că e plat, că e oval, că e romb, că nu știu ce. Înțelegeți? Noi putem să vedem în scriptură, mai era. Mai erau tot așa oameni care spunea, părinții, dar vedeți că la versetul ăla e așa, și capitolul ăla e așa, și versetul celălalt e așa, și versetul celălalt. Păi frate, versetele sunt puse din știi, protestați pe la sfârșitul secolului al 17 sau ceva în genul ăsta Ca să fie mai ușor prin Scriptură Scriptura toată este o carte Cartea profetului Isaia, Isodatul lui Iisus Hristos Citeți Ați auzit vreodată la Iisus Hristos dând versete din Scriptură? Capitol. Capitol, și, Capitol, și, verset? Ați auzit vreodată? Cum spune profetul Isaia? Din ce cauză? Că oamenii trebuie să știe ce spune profetul Isaia. Isaia a scris o carte și a pus-o oamenilor în față și noi scriem și învățăm versete. Da, învățăm versete, frate. Dacă, dacă la asta și-a ajuns în cunoașterea lui Dumnezeu, a învățat versete și am certai eu cu versetele pe care le știu, cu tine cu versetele pe care le știi, înseamnă că Dumnezeul nostru este un fel de bezmetic. Și asta este. În momentul în care căutăm Duhul, ne întâlnim cu Dumnezeul cel adevărat. Și dacă noi am căutat și Duhul din scrierile Vechiului Testament, atunci am vedea care este legătura cu toate practicile bisericii ortodoxe și toate rânduierile de cult în Noul Testament. Dar noi nu suntem preocupați de lucrul ăsta. Am auzit unul că nu știu ce face. A, oh, greșit. Am auzit, am citit o rânduială din Moliftelnic. Greșit, învechit, prostesc, perimat, ăsta cum îi spune, ev-mediu. S-ar putea să. misoginism. Uh, nu știu, da, misoginism. Da, da, patriarhat ortodox și toate lucrurile astea. S-ar putea ca noi să fim mult mai închiși la minte și cu siguranță suntem mult mai închiși la minte cu toată această tehnologie pe care o avem și, această, și acest acces la o mare de informații, să fim mult mai înapoiați ca și concepții decât cei din de dinaintea noastră. Nu contează la câte informație ai acces. Nu contează nici măcar câtă informații ai. Contează câtă informații poți să absorbi tine și poți să o folosești la modul real. Cât îți folosești în viață. Cât din informația aceea este viață. Atât contează. Și unii oameni al lui Dumnezeu pot să pună în practică un picuț. Ei știu, știm acum verset, e, Doamne ajută. Dar Sfânta viața Paraschiva s-a dus toată viața ei după un simplu verset. Unul singur. Atât. O întreagă viață după un singur verset. Noi știm așa de multe versete și nu au nimic în legătură cu viața noastră. Iubiți pe dușmanii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Copiilor, ascultați de părinții voștri, părinților, nu îndemnați la mânie și nu provocați la mânie pe copiii voștri, că sunt mai slabi. Învățătorilor, învățați cu toată dragostea și cu toată bună cuvința. Ăsta cum spune, conducătorilor, conduceți sau cei care conduceți să fiți și voi ca robi înaintea lui Isus Hristos. Cei care sunteți robi, care sunteți slujitori, cei care sunteți substăpânitori, gândiți-vă și slujiți pe cei mai mari a voștri ca pe stăpânul vostru ceresc Niște îndemnuri atât de simple Niște îndemnuri atât de simple pe Că noi nu, nu băgăm deloc viață în ele Credeți că, Credem că trebuie să știm foarte multe Suntem, ne simțim foarte fermecați din mulțimea, uh, din mulțimea informațiilor Ne simțim foarte fermecați De oamenii care știu foarte multe Dar nu punem nimic în aplicare Și din cauza asta Ajungem la niște concepții din astea Și la decizii din astea nebunești Despre viață Oameni care se despart, oameni care se bat, oameni care nu mai iau liniște, oameni care se duc spre jocuri din noroc, care se duc spre droguri, oameni săraci care se duc spre băutură, spre crimă, spre toate uh, uh, nebunile de genul ăsta Și se întreabă dacă ajung, dacă le dă Dumnezeu puterea sau dacă mai găsesc puterea, să mai întreabă cum am ajuns aici Încetul cu încetul, prin versete, prin texte am ajuns acolo. Pe toate textele astea le-am băgat în noi, ele sunt viață, noi nu le-am transformat în viață și asta este. Acolo am ajuns. În ceea ce privește Vechiul Testament și sensul lui în viața noastră și în viața scripturilor și în viața Evangheliei, trebuie să vedem că oamenii ăia, vechi, ai Vechiului Testament, au mai și trăit pentru Cuvântul lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, au mai și murit pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Noi aici facem confuzia. Nu avem vreun cuvânt al lui Dumnezeu care să ne facă să trăim toată viața după el, unul, și nu avem niciun cuvânt al lui Dumnezeu care să ne facă să murim pentru cuvântul ăla. Pentru care cuvânt? Asta este o întrebare, o temă pentru o casă, pentru oamenii care ne urmăresc. Pentru care cuvânt din Scriptură ați muri voi? Pentru care? Există vreo unul? Nu. Îi belea. Îi belea. Pentru care sfântă taina ați muri? Pentru taina cununiei ați muri? Pentru taina preoției ați muri? Pentru taina botezului ați muri sau ați trăi? Sau pentru taina mirungerei ați muri? Sau, sau pentru ăsta, cum îi spune, uh, care e taină? Nu știu care mai sări. Pentru taina euharistiei ați muri sau ați trăi? Dacă măcar nu putem muri pentru ea, măcar să trăim după ea. Dar noi nici nu trăim și din cauza aceea nici nu putem muri. Și din cauza că nici nu putem muri pentru ea, nici raiul nu-l vedem. Îmi pare rău că sunt poate un pic mai categoric în zona asta, dar mi se pare că în ultimul timp facem din cuvântul lui Dumnezeu așa cine tună nou. Cam ce, cam trăim noi, cam ce ne spar noi. Gata, acum avem acces toți la TikTok, la Facebook, la YouTube, la emisiuni, la toate astea și gata. Băi, cum sună asta? Sună bine, dă-o pe canal. Aici, dacă sună bine dă-o pe canal și vedem noi cum ieșim din chestia asta. Sau nici nu ți mai pun întrebarea pentru că odată ce ai scos, odată ce ai scos un cuvânt, ea, poate să fi curg acolo comentariile sau like-urile sau dislike-urile. Dar nu mai contează pentru că gata, am scos cuvântul, Doamne ajută. Iisus Hristos spune: "Pentru orice cuvânt deșert spus de om, va fi tras răzumări, va fi judecat omul pentru orice cuvânt deșert spus" S-au scos din, vor, din gura lui. Ca să înțelegem, când îl avem în față pe Sfântul, Panvo, marele luminător al pustiei care spune așa, niciodată când am grăit, nu m-am căit. Poate să spună unul dintre noi treaba asta, că din tot ce am grăit, tot a fost bun și nu m-am căit înaintea lui Dumnezeu? Nu. După aceea, orice cuvânt care a ieșit din, din, din gura lui Isus Hristos a fost sfânt. Dacă suntem în zona aceasta, e bine. Dacă suntem în zona cuvintelor noastre, atunci o să trebuiască să găsim niște soluții. Trebuie să găsim niște soluții. Și din cauza asta există în biserică slujbele dezlegărilor, din cauza asta este slujba Sfântului Maslu, din cauza asta este slujba dezlegării de blestem și de jurământ. Tot lucru pe care l-a vorbit omul și spune, a, da, au fost cuvânt, aia, da, au fost vorbă, aia, da, ce ai pus așa la suflet? Nu. Vedeți că pentru un cuvânt spus poți să jignești un om. Pentru un cuvânt spus fără socoteală poți să distrugi sufletești un om. Printr un cuvânt spus așa la, pentru o jignire, pentru o ofensă din asta, poți, sau printr-o bârfă, poți distruge viața unui om. Știți pilda aia cu oamenii care, a, părinte, eu am mai vorbit așa toată viața și altcineva a zis, părinte, să știți că eu am avut uh, uite, niște avorturi, părinte, și eu am avut uh, niște, un pic din astea, cum spuneam, am fost mai neatent în viața mea intimă și au spus păcatele trupești. Și cealaltă zice, a, părinte, eu nu am păcate de astea trupești, dar am mai vorbit. Da, bine, uite, astea trupești, acum le-am dezlegat. Dar vorbele tale nu le poate dezlega nimeni. Și acum fac rău în momentul ăsta. Vorba ta și acum distruge. Mai, mai ales acum în era internetului când un comentariu sau o postare sau un filmuleț poate fi văzut de sute de mii de oameni, de milioane de oameni și ani de zile. Adică dacă el rămâne acolo, observ, apare, apare. Observ observ că acum oamenii și noi, nu neapărat oamenii, nu suntem noi judecători oamenilor. Dar câteodată văd și la mine tendința asta și Domnule, printr-un comentariu sau prin ceea ce punem pe Facebook așa, să căutăm mai mult să desfințăm. Să căutăm mai mult să punem la punct. Să căutăm mai mult să gata, să scoatem din viața publică pe unul. Să-l desfințăm, să nu mai bă, să nu mai poată să scoată capul unul. Și după aceea zicem că am făcut ceva bun. Sau, vai de mine, ce putere avem noi să mânuim cuvintele astea și să câștigăm într-un argument. Poți să câștigi într-un argument în fața lumii, dar poți să pierzi în argumentul în fața lui Dumnezeu. Poți să-l desfințezi pe un om. Foarte bine sunt acum de -a măsuri din astea ați văzut. Și cea mai, cea mai interesantă măsură pe care am văzut-o la toți. Nu e adevărul. Nu. Că în fața lumii când desfințezi un om, știi ce trebuie să faci? Trebuie să-l ridiculizezi. Trebuie să faci pe alții să râdă. Dacă le ai asta cum îi spune, dacă l-ai făcut pe cineva să râdă sau dacă l-ai făcut pe cineva să, ăsta, cum îi spune, să fie umilit. Gata, ai reușit, ai câștigat argumentul. Cu oamenii nu mai caută la argumente nu, o nu mai caută și la Atenție, Nu mai au seriozitatea și verticalitatea necesară să cerceteze cu adevărat. Băi, ce a, ce a zis de fapt? Care e contextul? Cum s-a întâmplat? Totul e pe hăhăială, să zic așa. Da, nu, nu, nu consider, nu consider că ăsta, cum îi spune, că mai suntem atenți la ceea ce vorbim sau la ceea ce vorbesc ceilalți. Dacă ne gâdele un pic auzul, e ok și este bine. Dacă nu, nu. Dacă, ca să mergem în continuare pe firul, pe firul discuțiilor noastre în ceea ce privește Evanghelia, când vorbim despre Evanghelie, mai vorbim și despre identitatea celui ce a dat Evanghelie. Aici este foarte important și Sfântul Apostol Pavel ne spune, că este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, despre Fiul Tatălui. Este așa, nu spune Fiul lui Dumnezeu. Despre Fiul Tatălui, despre Fiul Său, care este din sămânța lui David după trup. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a venit între oameni. Dacă vrem să înțelegem ce înseamnă venirea asta lui Dumnezeu între oameni, este atitudinea pe care Dumnezeu, pe care Sfânta trei are față de lume și față de adevărul din lume. Cum se spune în Cartea Psalmilor? Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Și preot, și popor, și conducător, și nimeni nu cunoaște dreptatea, și nimeni nu urmează adevărul. Numai cel care a venit din cer poate să spune cele ce sunt în cer. Și nimeni nu s-a suit la cer și nimeni nu s-a coborât până la ea și nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât până în străfundul lui Pământului. Foarte important, aici este o taină pe care Sfântul Apostol Pavel ne-o pune în fața ochilor și este taina învierii, a pogorârii la iad, pentru că suntem acum în perioada învierii, perioada după învierii, în odovania praznicului, care este până acolo, până la înălțare, e odovania praznicului. Și ne spune, Singurul care se poate urca până la cer este ăla care se coboară de la cer 1 și ăla care se coboară până la străfundurile pământului. Ăla care are putere să bage sufletele în iad și iarăși să le scoată. După cum se spune în Vechiul Testament. Dacă ne gândim că Dumnezeu a venit printre oameni, trebuie să căutăm mesajul lui Dumnezeu. Dacă ne interesează despre cuvântul adevărat, trebuie să mergem la omul care a venit și la Dumnezeu și la cel care a venit de la Dumnezeu să ne arate adevărul. Degeaba căutăm mesajele noastre care sunt plăcute. Degeaba căutăm, cum spune, își vor îngrămădi învățători mincinoși și, la vreme de apoi, mulți învățători mincinoși și mulți Hristoși mincinoși se vor arăta în lume. După aceea, Iisus Hristos mai spune și el niște adevăruri un picuți, incomode. Niște adevăruri care nu, le, nu ne convin. Adevăruri care nu au convenit chiar apostolilor. Sus fiți atenți că fiul omului. Cine este acesta fiul omului? Întrebau. Iisus Hristos le spune, băi, ăla care s-a întrupat, care s-a făcut fiul al omului. După aceea le vorbește despre fiul lui Dumnezeu. După aceea le vorbește despre cel uns, despre Hristosul. Le vorbește despre Emanuel, și oamenii nu înțelegeau. Băi, oameni diferiți? Nu! Îs calități diferite ale acelui așa om, îs funcții diferite ale omului Dumnezeu pe care el trebuia să le îndeplinească, trebuia să fie fiu al omului. Și -o spune, voi pe fiul omului îl veți înălța, îl veți răstigni, îl veți bazocori, dar Dumnezeu al treia zi îl va învia. Nu aveți cum să-l răstigniți pe fiul lui Dumnezeu, pe fiul tatălui. Și după aceea Apostolul Pavel spune, pe acesta, pe Fiul omului, pe Hristos, care a murit, Dumnezeu l-a înviat și l-a rânduit Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? El despre rânduială până și Iisus Hristos a fost rânduit Fiul al lui Dumnezeu. El era Fiul Tatălui, era cuvântul cel din veac. Și după ce s-a întrupat, după ce și-a asumat firea noastră păcătoasă, după ce o curățit-o, după ce a o pus-o pe cruce, Iisus, Dumnezeu Tatăl a înviat. L-a înviat și a zis, gata. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este locul și momentul, și ăla este, cum îi spunem, starea la care trebuie să ajungă omul. Stare de Fiul al lui Dumnezeu. Și gata, el este rânduit Fiul lui Dumnezeu. Unirea între Cuvântul lui Dumnezeu și firea umană a fost deplină, plină. Firea umană s-a făcut ascultătoarea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim interesați despre Evanghelie și despre mesajul din Evanghelie trebuie să avem grijă să-l ducem prin toate etapele prin care l-a dus Fiul omului. Dacă vrem să urmăm lucrul ăsta. Și atunci să știm că pentru Evanghelie ni spune El. Veți fi duși în sinagogi. Veți fi dus la judecată pentru mine și pentru adevărul meu. Își vor pune mâinile pe voi. Și chiar va veni ceasul în care oricine va va ucide pe voi va crede că aduce slujba lui Dumnezeu. Vedeți câtă înșelare. Aici e, aici e înșelarea cea mare despre Evanghelie, despre felul în care ne privim noi, pe noi și în oglindă ca propovăduitori, dar uităm din răstignire și din viere. Dumnezeu ne arată, Sfântul Apostol Pavel ne arată, numai în Isus Hristos cel răstignit și înviat există mântuire. Numai în Isus Hristos și numai în mesajul lui și numai în Evanghelia lui și numai în biserica lui există Adevăr. Atât. Există în altă parte. Ă, oameni sunt așa niște argumente, așa niște copilărești, de la oameni foarte deștepți. Și care vorbesc. Dar din toate religiile astea și din toate lucrurile care sunt în lumea asta, cum știm noi care este cea adevărată? Și spunem, dar ia o religie. Ia o religie. Vezi despre ce se vorbește în ea. Redu-o la lucrurile ei esențiale. Și ai să vezi că se vorbește despre jertfă, să vezi că se vorbește despre o putere. Oamenii nu vorbesc despre Dumnezeu, despre relația ta cu oamenii, despre relația ta cu oamenii, despre relația ta cu obiceiurile și cu natura și despre relația ta cu cerul. Despre asta se vorbește. În toate religii despre asta se vorbește. Într-un fel sau altul. Și după ce ai luat toate religiile, sau una singură, că e de ajuns ei una singură. Religia vechilor egipteni, să o luăm, de exemplu. Și se vorbește în religia vechilor egipteni despre învierea trupurilor. La vechi egipteni, fraților, se vorbește despre învierea trupurilor. Așteptau învierea trupurilor. Asta era scopul mâinificării. După aceea, se vorbește tot la vechi egipteni, să luăm pe despre curăția inimii, dacă ai inima ușoară înaintea lui Dumnezeu și după aceea se vorbește despre, ăsta cum îi spune, despre cheia vieții și despre faptul că există judecată și vei fi judecat. Toate lucrurile astea le găsești în toate religiile. Ideea de jertfă, ideea de judecată, ideea de dreptate universală, ideea de închinare. În momentul în care cineva se uită chiar atent la toate lucrurile astea și -o pus după lucrul ăsta pe cel ce trebuie, pe Iisus Hristos, gata. Află Dumnezeu cel adevărat. Nu este absolut nicio problemă. Din ce cauză? Și nu este absolut nicio problemă pentru că în Biserica Ortodoxă găsești și ideea de jertfă, dar spiritualizată. Și ideea din viere, dar adevărat lucrată. Și ideea de mântuire, dar adevărat aplicată. Și ideea de judecată, dar făcută în unica persoană din pe lumea aceasta și de pe lumea cealaltă care are dreptul să judece. Și este foarte simplu. A, pentru că noi credem și Punem argumente din astea, dar în măreața și ăsta cum îi spune, și credem că găsim numai argumentele istorice și toate diferențele astea și credem că asta ne, ne justifică într-un anumit fel față de uh, indiferența noastră, greșim. Noi credem că suntem în indiferența noastră și în lipsa noastră de preocupare față de Dumnezeu într-un fel, cum să spunem, justificați. Nu există justificare. Cu cât ne ducem mai profund în analizarea istoriei, în analizarea unei religii, în analizarea concepțiilor despre viața celor vechi, ne dăm seama că ei nu au fost chiar tâmpiți așa cum credem noi sau cum ni se pare nou să credem. Dar nu trebuie să mergem la suprafață. Nu trebuie să mergem la suprafață. Trebuie să vedem ideea esențială de acolo. Trebuie să vedem de ce era mișcat omul respectiv. Mergem mai departe în ceea ce înseamnă. Trăirea Evangheliei, ca să găsim și două, trei exemple de ceea ce înseamnă trăirea lor. Pentru că din noțiunea asta teoretică am văzut așa, cam displicit trebuie să, cam ce trebuie să avem în vedere, să fim robea lui Iisus Hristos, să fim chemați la Apostolat, să urmăm pe cei chemați la Apostolat și, după aceea, să avem grijă să mai fim și rânduiți, și după aceea să avem grijă ci identitatea are Iisusul Hristos pe care îl urmărim? Că ați vedeți că acum că sunt vreo 800, 900, 1000 de religii în creștinism care spun religii creștine. Și la fiecare Iisus Hristos este diferit. Nu e același Iisus Hristos la fiecare. Aveți foarte mare atenție pe care Iisus Hristos îl urmăriți. Foarte mare atenție. Și din ce cauză urmăriți pe Iisus Hristos ăla din, din mica adunare a fiecăruia? Dumnezeu știe, nu le judec, nu mai stau să le numesc. Mergem la sfinți, că ăștia au trăit Evanghelia. Ăștia au avut curajul să spună că da, merg după Evanghelie. erau evangeliștii, sfinți. Și mergem la Sfântul Macare cel Mare, care era și preot. Și vedem Evanghelia lucrătoare în viața omului de aici, cu efect în viața de dincolo. Trece Sfântul Macare cel Mare prin pustie și vede un craniu, o căpățână din asta și de da, așa cu, cu, ăsta cum îi spune, el avea un bețeșor de finic pe care cum ar mergea să sprijinea în el. Și mișcă așa craniul respectiv și îi spune, îi spune căpățâna, Macare, de ce mă dai deoparte? Și ce măcar nu să sperii, cum ne speriem noi la duhuri, la spiriti, la ce mai avem noi imaginația ale noastre, ci el fiind pus chiar în fața acestei revelații că îi vorbește rămășița de om, îi spune așa, dar tu cine ești? ce cu tine? ce se întâmplă cu tine? De ce îmi vorbești? Și spun eu sunt unul dintre slujitorii vechilor religii, din slujitorii vechilor idolatri. Și am făcut tot ceea ce îmi cereau ai mei și n-am trecut niciodată. Nici spre ritualul de desfrânare, nici spre de jertfă, nici tot ceea ce mi se cerea, eu tot făceam. Și tu de ce îmi vorbești mie? Păi măcar să știi că tu, Ti numești Macarie și îl numești ca să ne dăm seama despre cunoștința celor din pe lumea cealaltă. Tu ti numești Macarie și tu ești purtător de Duh Sfânt. Și în momentul în care tu ti rogi o clipă, există mângâiere în iad. Cum adică există mângâiere în iad? Ce este aceea mângâierea și ce este aceea chinul din iad? Că nu înțeleg la ce te referi. Păi să spun care este chinul. În iad toți oamenii sunt lipiți unul de celălalt, fața este lipită de ceafa celui din față și nimeni nu vede pe cel din față decât numai ceafa îi vede. Și este foc în jurul nostru, este foc deasupra noastră și este foc de sub noi, de desubtul nostru. Și stăm cu toții în acest foc. Și trăim acest foc și această necunoaștere a omului, și nevedere a omului din fața noastră. Ci numai suferința lui o simțim, numai suferința lui o auzim, numai suferința lui și a noastră și a miliarde și miliarde de oameni o trăim. Și care este mângâierea dacă asta este suferința? Mângâierea este când, în momentul în care se roagă un drept, pentru o clipă, chipul celui din fața noastră se întoarce, așa și vedem fața lui dintr-o parte. Și asta este mângâierea. Și atunci au început Macari să plângă și au zis, vai, de ziua în care s-a născut omul, dacă asta ajunge să fie mângâierea. Și începe Macari și îi spune din nou căpățânii, dar există chin și mai mare decât acesta? Și au zis, da. Noi nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar am făcut cele rele și știm că am făcut cele rele în vechea noastră religie. N-am făcut nici măcar cele bune în vechea noastră religie. Și nu, nu am cunoscut pe Dumnezeu. Dar sunt cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și s-au lepădat de el. 1. După aceea sunt cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu au făcut ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Și aceștia sunt de desubtul nostru. Și a plâns din nou măcar și o zvaiu omului pentru ziua în care s-a născut. Din ce cauză spune asta? nu spune altceva decât ceea ce spune și Isus Hristos. Fiul omului se va vinde. Fiul omului merge pe calea lui. Fiul omului merge cum s-a arătat scripturile, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine era de omul acela de nu s-ar fi născut. Și în expunerea asta a Sfântului Macarie în care vedem lucrarea omului evanghelic, așa îi spune, căpățâna îi spune, tu ești Macarie, tu ești purtător de duh. Și în expunerea asta noi vedem, de fapt, ce înseamnă omul care și l cunoscut pe Dumnezeu, adică noi, care știm despre Dumnezeu, toate cele. Le știm să ferească Dumnezeu. Dacă acum ne punem să scriem câte citate știm despre Dumnezeu și câte lucruri știm despre Dumnezeu, știm multe, umplim pagini. Poate unii pot să umple și caiete sau și cărți, să umplu și cărți. Dacă vă duceți, dacă vă uitați prin bibliotecă sau prin ce avem noi prin casă, avem de-a cărți despre Dumnezeu sute, mii de pagini. Dar acolo spune, l-au cunoscut și s-au lepădat de el. Ne lepădăm. Prin faptele noastre, prin vorbele noastre, prin atitudinile noastre, prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce gândim, ne lepădăm de Dumnezeu. Noi să știți că ne putem lepăda și uni cu Dumnezeu de sute de ori într-o zi. De sute de ori într-o zi. După aceea mai sunt oamenii care spun că păță la respectivă. Revelația. Revelație despre iad este asta una dintre revelațiile despre pe care le-au avut cei din, din vechimii în scrierile patericare, în trăirea lor duhovnicească. Dumnezeu descoperă adevărul din lumea cealaltă. Oamenilor care nu mai trăiesc după tot ceea ce se cere în ziua de astăzi. Așa, astea sunt sfinții, care nu au trăit după lume, au trăit după Evanghelie. Noi acum spunem creind după Evanghelie, nu spunem trăitori după Evanghelie. Asta e viața. Și îi spune, uh, uh, îi spune slujitorul idolesc, îi spune, mai sunt și cei care, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu s-au lepădat de Dumnezeu, dar nu au făcut cele lui Dumnezeu. Și ăia tot sub noi sunt. Vedem de fapt unde ne duce. Trăirea după Dumnezeu și netrăirea după Dumnezeu. Aici vedem cam care este rostul Evangheliei în viața noastră. Dacă Sfântul Macare și Sfântul Macare o luat, au îngropat căpățâna, o plâns acolo pe mormântul acelui slujitor idolesc și o mers la chilia sa, gândindu-se. Care este pricina omului în viața asta? Din ce cauză trăiește? Noi, dacă am avea curajul la câte o sărbătoare, când noi mergem la biserică și spunem așa, spunem oamenilor care vin să-ți povedească, mergeți la biserică, nu merg la biserică că sunt foarte obosit. Tocmai ăsta este scopul. Ca atunci când sunteți obosit să mergeți la biserică. Ăsta este scopul. Pentru că și, uh, săptămâna viitoare, când uh, nu mergeți duminică la biserică, sunteți plin de spor, nu? să sunteți plin de ajutor și sunteți Rupeți serviciul în două, nu? Să cunoaște chiar că sunteți luminați la minte, faceți tot ceea ce ați făcut. Nu, nu facem ce. Este săptămâna ca toate celelalte. Păi așa să, așa să trec. Așa trec zilele oamenilor care nu reușesc să pună un pic de Evanghelie în viața lor. La fel. Nimic nu este diferit zile atei, zile identice, zile scurse în zadar. Îl mai avem după aceea, în pustia aceasta a Egiptului, mai avem și pe Arsenii cel Mare, care au avut curajul să ceară de la Dumnezeu sfat. Și ce care era sfatul lui Dumnezeu? Doamne, cum să trăiesc ca să mă mântuiesc? Asta este mare curaj să cer de la Dumnezeu treaba asta. Cum să trăiesc ca eu să mă mântuiesc? Nu punem întrebarea asta niciodată în viața noastră. Nu îndrezim să-L întrebăm, că știți din ce cauză nu îndrezim să-L întrebăm pe Dumnezeu treaba asta, că primim răspuns. Și răspunsul nu ne convine. Sau, Doamne, cum trebuie să prezint eu Evanghelia Ta ca să mă mântuiesc? Iisus Hristos, când l-a repus pe Sfântul Apostol Pavel în apostolie, ca să vedem că există cădere de la dreptul de a propovădui Evanghelia. Eu zic așa, fii atent. Tu mă iubești mai mult decât. Doamne, tu știi cât te iubesc, da, dar nu mă iubești mai mult decât ăștia. Cam în... Toți ați plecat. Deci, cam, iubirea e cam aceeași, da? Stați ușurel. Până în momentul în care nu se trimite Duhul Sfânt peste voi, nu puteți să-L iubiți pe Dumnezeu. Noi credem, dacă facem declarații de aspreție Dumnezeu, despre măicuță, apostări evlavioase și toate celelalte, credem că chiar îl iubim pe Dumnezeu. Până când nu a venit Duhul Sfânt și până când nu am dobândit Duhul Sfânt, nu avem cum să-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că Părintele Staniloae scrie cartea acea micuță, dar divină, desăvârșită, genială, mai mult decât genială. Sfânta Trăimii sau la început, Dumnezeu Sfânta Trăimii sau la început a fost iubirea. Iubirea este posibilă numai între persoanele Sfintei Treimi și, și în ceea ce Sfânta Trăimii binecuvintează. Altfel nu există iubire. Există atracție, există plăcere, există atașament, Există o obișnuință, în nu, are, nu, nu există iubire. Iubirea este posibil numai în locul în care este binecuvântat de Dumnezeu. Și Arsenie cel Mare a avut curajul să-L întrebe pe Dumnezeu pentru că îl iubea pe Dumnezeu. Îl interesa pe Arsenie cel Mare ce vrea Dumnezeu de la el. Așa cum probabil câteodată nouă nu este greu să întrebăm și pe oameni. Băi, ce ți-ar place de la mine? Cam, deci tu, tu, tu ce vrei? Pentru că în momentul în care îi întrebi, omul ăla chiar îți răspunde. Îți spune, băi, tu chiar întrebi serios sau, știi, adică doar așa întrebi de complezență ca eu să-ți răspund că, băi, nu, că tu deja mi oferi tot ceea ce întrebi. Știți că există chestia aia. Nu întreb ca să nu-mi spună sau întreb, dar să nu-mi spună. Adică eu te întreb, dar ai grijă, băi, măcar mi-o păsat, știi, dar ai grijă totuși să nu-mi spui chiar tot ceea ce vrei. Știi că după aceea, Doamne ajută, nu-ți Sfântul Arsenie cel Mare a avut curajul să întrebi și după aceea să meargă toată viața după ceea ce a spus Dumnezeu. Greu, greu, că toată viața s-a luptat cu chestia asta. Că eu zic Dumnezeu, taci, tu trebuie să taci. Altor, altora le-au spus să vorbească. Lui Arsenie zis, tu trebuie să taci. Tu trebuie să fugi din lumii. Alții a spus, du-te și propovăduiește, du-te în lume. Dar lui Arsenie a zis, nu, tu trebuie să fugi din lume. Pentru mai m-a întrebat ce vreau eu de la tine. Asta vreau eu de la tine. Și tu trebuie să te liniștești nu trebuie să ai proiecte, nu trebuie să ai chestii. Nu i pentru tine e treaba asta. Dacă te interesează și eu am să-ți dau ție, mai mult decât îți dau la ceilalți. Și într-adevăr, Arsenie vorbea cu Dumnezeu în fiecare clipă. N-avea nici cu ce să-și acoperi trupul. Că normal, dacă puși lume, lumea, lumea nu-ți dă. Doamne ajută! Lumea dă la cei care au legătură cu ei dădea la alți călugări, dădea la... nimeni nu dădea lui Arsenie, pentru că Arsenie așa îi spunea. O venit un mare episcop la el și îi spune Arsenie, și îi spune episcopul ăla, Teofil, mare om de altfel în patristică, și al Alexandrei, și îi spune, îi spune lui Arsenie, vine cu un mare boier, cu un demnitar de ăsta la Arsenic. Arsenie, că era mare, era cunoscut de acum de toți, dar nimeni nu prea primea. Și -o a intrat în chilea lui și Arsenie stă așa. Și ăla întreabă, părinte Arsenie, am venit cu acest mare om de stat cu acest mare, această mare demnitate în Imperiul nostru creștin. Dă-ne un cuvânt de folos și pentru mine și pentru el. Și ar spune, dar dacă vă dau un cuvânt, jurați să îl respectați? Părinte, pentru cuvântul tău noi jurăm să respectăm. Și oriunde ați auziți că există arsenii, să nu intrați este. Ăsta este Arseniu, omul care trăia numai cu Dumnezeu. Nu, nu cred că o să ne dea Dumnezeu, că după ce a venit un călugăr la părintele Arsenie cel Mare și o să părinte, ce să fac ca să mă mântuiesc? Și părintele Arsenii cel Mare nu i-a dat, a dat sfatul pe care l-a primit el de la Dumnezeu. Pentru că știa că este foarte greu și știa că nu este la... Și a zis, frate, tu du-te și ia-ți învățătura din Scriptură. Ceea ce găsești în Scriptură să pui și în viața ta. Aici ne ducem spre sfârșitul expunerii noastre în ceea ce înseamnă. Dacă citim un verset dintr-o scriptură, să încercăm să-l punem în viața noastră, din Sfânta Scriptură. Dacă citim 10 versete, 20 de versete, 30 de versete, 5 capitole pe zi, 20 de capitole pe zi, să vedem dacă cât din ele am pus în viața noastră. Dacă doar le punem în minte, până la urmă mintea nebunește, că nu are inima care să Ținu cuvântul lui Dumnezeu în ea. dacă îl punem în suflet, atunci să folosește și mintea Dacă îl punem în suflet și în inimă, se folosește și cel de lângă noi, pentru că viața noastră începe să fie evanghelică Și dacă îl punem numai în minte și la fiecare problemă din asta tot aruncăm câte un verset din scriptură Ca să arătăm că Domnul, că Domnul, că Domnul, că Domnul, nu suntem decât niște papagali biblici așa se cheamă, Papa Galbi, nu suntem oameni ai cuvântului lui Dumnezeu. Să dea bunul Dumnezeu să înțelegem scriptura în duhul evang... să înțelegem scriptura în duhul învierii, în duhul jertfei pe Crucii, să înțelegem scriptura în duhul bisericii, despre asta zice apostol Pavel, biserica este stâlp și temelia adevărului, și să înțelegem biserica în, să înțelegem uh, scriptura în duhul unirii. Orice învățătură, chiar dacă este luată ea din Scriptură care dezbină, nu este de la Dumnezeu, ci de la diavol. El este dezbinătorul. Dumnezeu așa spune. Eu vreau ca tot să fie una. Precum sunt eu într tatăl și tatăl este într mine, așa să voi să fiți într-un mine una. Adică apostolii să fie una. Deci biserica să fie nedespărțită. Una sfântă, sobornicească, apostolească, biserică. Amin. Mulțumim din suflet pentru această minunată expunere. Nu mai am nimic de adăugat. Cine a avut urechi de auzit să audă și așa mai departe să fie foarte atent că sunt foarte multe pericole și foarte ușor putem cădea în ispite și de-a stânga și de-a dreapta. Că mai nou oameni uită că există ispite și de-a dreapta. Și tocmai asta ați subliniat faptul că nu oricine spune Doamne, Doamne, mai este și de la Dumnezeu. Propun să trecem la partea de întrebări și răspunsuri, să vedem ce ne urmăresc, ce frământări și neliniști au. Vă reamintesc, puteți lăsa întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât să le putem adresa părintelui și, desigur, un like și o distribuire ne ajută de fiecare dată, astfel încât live-ul să ajungă la cât mai multe persoane interesate de aceste teme. Prima întrebare de la Georgiana sunt în felul următor. Este adevărat că înainte Evei a fost Lilith, prima soție a lui Adam, făcută din Lut? Există mai multe concepții despre uh, păreri, de genul ăsta, și despre povestiri, de genul ăsta, dar nimic nu este revelat. În scriptură se vorbește despre faptul că Dumnezeu a luat, i a adus somn greu asupra lui Adam și a făcut pe femeia sa, a luat coastă din, inima, din, din partea lui. Și a, făcut, și a suflat asupra ei și a devenit femeia ființă vie Și când i-a arătat-o la Adam, Adam deja știa despre ceea ce este vorba, ca să se arate că această creație s-a întâmplat în Duhul Sfânt care era în Adam și care, lucra, care, care a lucrat asupra femeii. Și zice, aceasta este viață. Acum, noi foarte greu înțelegem ce înseamnă viața și femeia ca viață, ce înseamnă bărbatul și ce înseamnă Adam, omul din Lut și acțiunea lui. După cădere, le putem înțelege mai bine, pentru că noi suntem în starea de cădere. După cădere, înțelegem. După înviere, le înțelegem o leacă iar mai greu. Din ce cauză? Pentru că Iisus Hristos dă acest, acest indițiu care spune așa, când o veni să aducă ei și o zis, dar care e femeia, care e bărbatul, a cui e femeia, a cui e bărbatul, o zis, vă rătăciți neștiind, iar tema esențială, neștiind scripturile și puterea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nici în, în, cer, nici nu smăritați, nici nu sunt surați, sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Deci, pentru propășirea neamului, pentru taina cununiei există bărbatul și femeia în împărăția lui Dumnezeu, toți sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Noi trebuie să ajungem și la starea de înger după ce am trecut. Toți ne-am născut din împreunarea femeii cu bărbat. Nu am venit aici să, să și nu este de atitudinea și de dorința noastră să defăimăm lucrul ăsta. Dar lucrul ăsta trebuie curățit, trebuie pus într-un context, trebuie pus sub harul lui Dumnezeu. Și aia este cununia. Deci, despre cununie poate vom vorbi vreodată ca să arătăm cam cum este înțeleasă cununia acum și care sunt tainele. Și atunci o să punem mai mult accent și pe partea de creație și sensul ei în cununie, când, asta cum îi spune în rugăciunile de la comunie să arată unitatea asta de la început și unirea și, și de duh și de suflet și de practică și ăla este raiul și după aceea o să vedem ce înseamnă și unitatea sau dezbinarea din ziua noastră în zona comuniei sau în zona căsătoriei sau în zona simplei prietenii sau amiciții sau iubiri. Bun. Următoarea întrebare de la Ionuț, în felul următor. Părinte, în vechime, de ce oamenii nu credeau că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Nu aveau predicatori buni sau este la fel ca în zilele noastre, deși noi avem sau mă înșel? Credința nu este ceva despărțit de fapta noastră. Sfântul Iacov ne arată că... Sfântul Apostol Iacov ne arată... Arată-mi tu credința fără faptele tale și eu am să-ți arăt din faptele mele credința mea. Oamenii dacă au fapte care să-i ducă în apropierea Fiului lui Dumnezeu, atunci credința urmează foarte frumos lucrul ăsta. Și aici nu vorbim numai de faptele astea exterioare, că la exterior ni se par că oamenii sunt buni. Că fac bine, fac o filantropie, sunt politicoși. Acolo omul interior, acolo e beleau. Noi Credem că putem judeca omul ca bun sau rău după ceea ce ni se prezintă în societate. Că e curat, că își plătește, plătește dările, că respectă legile de circulație națională și internațională. Dar nu e acolo omul. Omul este așa, este numai o, o, asta cum spun, un mic regulament în jungla asta umană. Dar ea nu spune nimic despre om. Și pușcăria este tot așa un fel de Asta cum îi spune, corectare în jungla asta umană, dar asta nu înseamnă, nu este îndreptare Pușcăria nu reușește să îndrepte Asta este Ați văzut, dacă citiți la oamenii care au trecut prin fenomenul ăsta al închisorii Ei trebuie să facă ceva în închisoare care să intre în legătură cu sufletul lor Unii fac, alții nu fac Cei care nu fac se întorc mai răi de acolo Cei care fac, gata, sunt oameni schimbați acolo este, acolo este o întrebare dumneavoastră, este, este, legitimă. Dar din exterior noi nu putem să ne dăm seama, la omul interior. Când lucrează omul interior după credință, când se apropie un pic de, de zona asta sufletească a lui și caut acolo, și caut acolo, când se apropie un pic de zona tainilor bisericești și caut acolo cu sufletul lui, gata, Dumnezeu să descopere lui. Vreau să spun, eu pe oricine vine la mine nu-l voi da afară și nu ne dă afară. Și după aceea, gata, ne descoperă, ni spune, voi veni eu și cu tatăl meu la mine și ne vom face locaș în, în, el. Și atunci omul nu că crede în Fiul lui Dumnezeu, omul trăiește cu Fiul lui Dumnezeu. Bun. Mai departe, Ana vă întreabă în felul următor. Părinte, dacă cineva ne spune că avem farmece făcute, să credem și cum să fim mereu optimiști, fără supărări și nervi? Nu trebuie să fiți mereu optimiști. Optimismul este o prostie. Lipsa de supărare este o prostie. Lipsa de nervi este o prostie. Nu există oameni din ăștia. Noi nu suntem oameni zen. Asta este o tâmpenie. Când vă supără soțul, aveți dreptul să vă supărați. Când supărați dumneavoastră pe soț, are dreptul să se supere și avem dreptul să ne și îndreptăm. Dar când suntem și supărați de ceilalți, avem dreptul să iertăm sunt niște drepturi din astea dureroase asta. Dreptul de a ne îndrepta și dreptul de a ierta. Prima parte a întrebării dumneavoastră legat de influențele astea din zona spirituală negativă asupra noastră, din zona demonică, din zona drăcească asupra noastră, ele există dacă le permitem noi să existe. Dacă omul este împărtășit, spovedit, mers la un maslu, făcut o aghiazmă în casă, dat cu aghiazmă prin casă, Copilășe făcut îngerul pe sau paraclisul seara, copilaș închinați, nu are de ce să vă fie frică, nici de farmici, nici de legături, nici de blesteme, nici de absolut nimic. Bun. Și tot Ana vă întreabă în felul următor. Acum două luni v-am întrebat în legătură cu soțul. Mi-ați spus să fac rugăciuni, am făcut, le fac încă. Dar nu este niciun rezultat. Bun. Ce pot face? El e tot distant și nu comun o discuție, o discuție trebuie făcută în care să se pună foarte clar în vedere. Ce se vrea? Întrebați-l pe soțul noastră ce vrea. Acum, dacă ați făcut rugăciunile astea, să și în zona un pic duhovnicească. Asta cum îi spune, de limpezimii, a minții și a sufletului și a inimii. Vedeți dacă există acea limpezimii în care să puteți purta discuția și să primiți ceea ce spune soțul. Vedeți dacă sunteți în zona aia, dacă nu continuați cu rugăciunile. Dacă nu sunteți în zona aceea, încă nu faceți discuție. Și dacă ați ajuns în zona aia și băi, acum pot să fiu atent la ceea ce mi se cere, pot să văd care sunt problemele mele și știu ceea ce am și eu nevoie de la această cununie. Și știu ceea ce îmi trebuie și pentru copilaș. Asta e pe de -o parte. Dacă există discuția din partea lui, atunci știți ce aveți de făcut. În Mădălina are următoarea de la murire. Părinte, pruncii care nu au venit pe, nu au venit pe lume din cauza unui avort spontan, mama pierzând fătul fără să vrea sau din sarcină extrauterină, unde ajung? În rai? Dumnezeu ia în considerare botezul dorinții dacă mama... Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se atinge de ele. Atât vă pot spune despre subiectul ăsta. Nu sunt Dumnezeu. Dar Dumnezeu, eu nu sunt Dumnezeu și Dumnezeu nu este călău. Asta le putem ști. Două lucruri foarte clare. Că Sufletul pe care Dumnezeu îl pune în prima celulă făcută acolo, în, în celula plămădită acolo, în pântecele femeii, îl vrea înapoi la ea și îl ia înapoi la el dacă ăla nu este plin de păcat. Și Dumnezeu știe ce are de făcut cu acel Suflet și nu-l lasă pierzări. Pentru că păcat nu este asupra lui. Vorbim despre păcatul strămoșesc. Dar acolo intrăm în zona în care mama este împărtășită, mama este spovedită, mama nu are păcate grave, mama este în rugăciuni și atunci neputința asta, trupească, Dumnezeu altfel o socotești. Neputința asta și probabil lipsa de grijă, sau dacă nu a fost lipsa de grijă, lipsa de sănătate, altfel o socotește Dumnezeu. Copilul ăla nu este născut din păcat și prin păcat. Bun. Eu nu vă întreabă în felul următor. Părinte, ce ne puteți spune despre Samson, David și Goliat și turnul Babel? Chiar s-au întâmplat? Le puteți vedea chiar și în viața dumneavoastră și chiar zi de zi. Turn, Babel avem și acum. Samson avem și acum. Oameni care cad din puterea lor din cauza că sunt atrași. Ori de o averie, ori de o femeie, ori de un bărbat, ori de, ori de alt, orice altă plăcere. Și care și-au pierdut puterea lor și care cărora le-au fost scos ochii. Nu mai pot vedea lumea gândiți-le și în felul lor Asta, cum îi spun, ele au existat în momentul, în momentul respectiv. Dar gândiți-le dacă ele nu care cumva există și aici, pentru că alea sunt adevăruri. Cât Samson nu sunt astăzi? Oameni care și-au pierdut toate darurile lor din cauza plăcerilor. Cât Davis nu sunt astăzi? Care, deși au avut toate darurile Dumnezeu, care l-au învins pe Goliat, Câți goleași nu sunt azi care cred că prin puterea lor pot desfința pe oricine? Ce turn babel nu avem astăzi în care oamenii caută să construiască numai și numai și parcă intenționat împotriva Lui Dumnezeu? Toate lucrurile sunt și astăzi. Adevărurile scripturistici sunt adevăruri eterne. Și noi trebuie să le vedem în, în viața noastră de zi cu zi. Și sunt dincolo de toate adevăruri sufletești. Le vedem pe toate în, și, în, și în interiorul nostru. Avem și pe David al nostru, avem și pe Goliat al nostru, și pe Samson al nostru și de multe ori suntem și noi înșine, turnuri Babel. Bun. Ani, urmă... ne aducem în atenție următoarea situație. Părinte, cineva a întrebat un pastor dacă trebuie cerută binecuvântare și permisiunea preotului să citească Biblia. Pastorul a zis, cum să facă binecuvântarea preotului a zis Biblia e pentru toți. Și asta vreau să clarificăm un pic legătură cu lectura Sfintelor Scripturi, că bine ați explicat în prima parte. Este nevoie de binecuvântare. Cum se face? Cum se dozează lectura? Cum, se, cum, să ne apropiem, în alte cuvinte, de Sfintele Scripturi? Pot să citească oricine vrea Scriptura. Oricine poate să citească. Poate să citească Scriptura și un Mahomedan. Poate să citească Scriptura și un, și un budist. Poți să citească. Întrebarea este, unde vrem să ajungem după ce citim Scriptura? Ce vrem de la Scriptura? Vrem să știm Scriptura? Doamne ajută, luați, să o luăm și să o învățăm. Învățăm în fiecare zi câte un capitol. Nu e greu. Și am învățat Scriptura. Ok, și dacă am învățat Scriptura, ce? Ce am rezolvat dacă am învățat Scriptura? Binecuvântarea se ia pentru că omul vrea să ajungă undeva prin citirea Scripturii. Iisus Hristos până când nu le-a dat binecuvântare și nu le-a deschis mințele apostolilor, ele era să uitau în fața lui în viață și credeau că e nălucă. Dacă nu trăim în binecuvântarea Bisericii Scriptură, ne uităm la Iisus Hristos în fața noastră și îl credem stafie. Cu toată Scriptura știută. Deci pentru asta se ia binecuvântare. De obicei pastorii, dar mă rog, iau ale lor. Dumnezeu să-i ajute, Dumnezeu să lumineze treaba lor. E posibil să știm toată Scriptura și să-L punem pe Isus Hristos pe cruce. Fără nicio problemă. E posibil să știm toată Scriptura să ne spună Isus Hristos în față. Băi, a treia zi voi învia. Și după ce au auzit lucrul ăsta farisei și saduchei, au, dat, au, venit, o venit, o venit ăștia, cum îi spune, au venit romanii și au zis. A înviat omul ăsta. S-a făcut lumină cu tremur. A înviat. Și au zis, nu, ia banii ăștia și te fac fără grijă. Asta e despre scriptură. Și poți citea scurci din scriptura, puteți citesc, putem să citim scriptura și în locul romanilor science fiction. Ce problemă? să înțelege, putem să înțelegem scriptura ca niște romani science fiction. Binecuvântarea se ia în momentul în care vrem să ajungem undeva după ce când citim scriptura, dacă vrem să ajungem la Dumnezeu. Nu toți care citesc, majoritatea oamenilor care citesc scriptura nu ajung la Dumnezeu. Da, poate. foarte greu cuvântul. <laughs> Tot Căstin exact. vă întreabă de ce spune Iisus că El este lumina lumii. În ce sens? Pentru că niciun alt om care a vorbit despre Dumnezeu nu a putut să ne ducă la Dumnezeu și nu este lumină spre Dumnezeu și cale spre Dumnezeu. Niciun alt om de pe lumea asta care a întemeiat religii, care a crezut că s-a luminat, care a crezut că a găsit, care a crezut că a fost răpit la cer, nu a reușit să ne ducă la Dumnezeu. Spune Iisus Hristos, are curajul să spun o chestie. Cine o să mă vădească pe mine de păcat? Cine? arată mi el pe omul care o să-mi zică mie care este păcatul meu. Și din cauza asta el este lumină a lumii. Bun. O situație pe care ne-am confruntat și noi personal, mai exact grație la, comentariul sună felul următor, apar tot felul de șoferi de tir care țin predici pe rețele socializare direct din tir și jignesc preoți adevărați, duc tineretul direct în iad. Și chiar am avut o interacțiune nefericită cu un astfel de domn care a fost preot, dar și-a dat demisia și Așa. chiar atât de dezumanizat a ajuns și atât lipsit de bărbăție încât chiar în Duminica în Mironosiților a postat un clip în care a jignit un ultimul hal pe Grațiela, pentru că a adresat întrebare unui preot invitat de la noi ce părere are despre respectivul preot și deși a luat apărare, adică a încercat să tempereze, să modereze discuția, tot a fost desfințată. Ideea este că astfel de specimene sunt foarte urmărite și foarte mulți oameni aderă la discursul ăsta anticlerical, că preoții Domne sunt. Ajut, nu și este, nu cum este, ar trebui să ne cum ar trebui să nu, ne nu este, nu este absolut nicio problemă. Fiecare om poate să urmărească pe fiecare om. Fiecare om poate să discute despre Isus Hristos. Fiecare om poate să discute despre Evanghelie. Fiecare om poate să discute despre Dumnezeu. Orice ar fi el în viața lui. Dar există un cuvânt al lui Dumnezeu. După aceea este un cuvânt Sfântului Ioan Gură de Aur după aceea este un cuvânt al Sfântului Ioan Botezătoru, după aceea este un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, mai este un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturistor, după aceea mai este cuvântul lui Nicolae, mai este cuvântul lui Spiridon și mai sunt cuvintele noastre. Doamne ajută! Doamne ajută! Fiecare poate să meargă după oricine vrea să meargă. Fiecare om are dreptul să posteze oricine. Dacă vreți un fel de îndreptar, dacă vreți un fel de îndreptar în ceea ce privește oamenii pe care ar fi bine să-i urmăriți, căutați să vedeți, căutați să vedeți, așa se spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă omul este, dacă omul duce spre unire, dacă omul duce spre biserica lui Dumnezeu, dacă omul duce spre împărtășania cu trupul și cu sângele lui, asta este, atâta să spune. Spre asta se spune. Despre asta e vorba. Cine nu ia trupul și sângele meu nu are viață în el însuși. Dacă omul duce spre botez, dacă omul duce spre spovedanii, gata, poate să vorbească despre Dumnezeu cât are de vorbit. Nu este absolut nicio problemă. Dacă nu duce la lucrurile astea, trebuie să avem grijă. Iisus Hristos îi cere astea. Mare atenție! Preoții poți fi niște mafioți. Dar așa le-a spus Iisus Ce vreți să fac eu dacă aș le-a spus Iisus Hristos preoților? Orice dezlegați pe pământ o să fii dezlegați în ceruri. Ce nu este dezlegat pe pământ nu este dezlegat în ceruri. Certați-vă cu Iisus Hristos pe tema asta. Că eu sunt un golan, că eu sunt un, un depravat, că este treaba mea cu Iisus Hristos și eu am să dau seama în fața lui Iisus Hristos pentru tot ce am făcut. Și de aceea zice în revelația Sfântului Macare, ăștia care l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu au făcut sub noi sunt în iad. Dar nu avem ce face ca așa au zis. Ce să dezleagă pe pământ de pop, îi dezlega și în cer. Asta a zis Iisus Hristos. După aceea tot Iisus a zis. Nu se împărtășește cineva cu trupul și cu sângele meu, nu are viață în el însuși. Cine se împărtășește, ăla nu vine la judecată, ci se mută din moarte la viață. e simplu. Nu trebuie să nu știi. Cine va strica templu, templul lui Dumnezeu, cine va strica biserica lui Dumnezeu, va fi stricat și el de Dumnezeu. Scurt, atât tot. Dacă vrem să îndreptăm preoții sau dacă vrem să îndreptăm biserica, trebuie să fim foarte atenți în ce fel îndreptăm. Nu care cumva vrând să îndreptăm mai mult să stricăm decât îndreptăm. Exact. Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Dar știți cum se spune, noi nu judecăm, noi judecăm după judecata omenească. Exact. Și noi niciodată nu m-am luat după curente și niciodată m-am luat. Poate să fie curentul cât de puternic a fi. Niciodată nu m-am luat după lucruri de genul ăsta care se întâmplă astăzi și au foarte mare eco. Da. Știți cum spune înțeleptul ăla din, din, din Noul Testament, când atunci când îi mi se pare că Gamaliel sau ceva în genul ăsta. Spune așa, dacă este de la Dumnezeu, nu uitați. Că oamenii, oamenii ăsta, cum îi spune, oamenii s-au dus, ba după ăla, ba după celălalt, ba celălalt și toți s au pierit. Toți au dus. Ce iese de la Dumnezeu rămâne, mai rămân și lucruri care sunt, dar ele sunt așa, tot timpul sub, sub umbra morții. Acum fiecare trebuie să-și cerceteze conștiința și știe fiecare om în conștiința lui din ce cauză să duce după unul, din ce cauză se duce după, după altul. Da, mare, mare grijă cu astfel de uh, specimenele, numesc pentru că oameni nu sunt sau au dezumanizat singuri. Bun, mergem mai departe. Constantin spune în felul următor. Părinte, o întrebare. Naștere de sus este obligatorie pentru mântuire? Ce putem face noi pentru această naștere? Putem localiza, o conștientizăm în timp, naș în, în timp nașterea din nou sau este un proces îndelungat? Nașterea de sus are două aspecte. Botezul, botezul și după aceea are pocăința. Are botezul și după aceea păstrarea curățeniei de după botez. Are botezul și lucrarea botezului. Și ca să luăm așa, sunt cele șapte sfinte taine care asigură omului nașterea și lucrarea și trăirea într un împărăție lui Dumnezeu. Dacă omul lucrează cele șapte sfinte taine, o să observe că alea sunt lucrări asupra sufletului lui. Și gata, Dumnezeu poate să spune, astăzi vei fi cu mine în rai. La sfârșitul acelor taine, când omul este suit pe crucea Domnului nostru Isus Hristos și are parte de trupul lui și are parte de sângele lui și are parte din fierea lui și din înălțarea lui acel, aude acel cuvânt. Astăzi tu vei fi, vei fi cu mine în rai. Gata, astăzi te-ai născut. Nașterea se face și prin spovedani, se face și prin rugăciuni, nașterea se face și prin pomenire și nașterea se face și prin asta, cum spune, și prin iertarea pe care o dăm celorlalți. În momentul în care am iertat pe cineva, am renăscut. L-am renăscut pe Dumnezeu în noi și l-am renăscut pe Dumnezeu în relația dintre mine și omul pe care l-am iertat. Putem să ne naștem și să murim în Dumnezeu de foarte multe ori într-o zi. Sfântul Sisoi cel Mare așa îi spune ucenicului său. Ai căzut, ridică -te. Dar până când, părinte? Până la ușa mormântului și ai grijă. Momentul morții tale să te găsească născut, să te găsească ridicat. Bun, Nicoleta, vă întreabă în felul următor, cum putem noi, femeile creștine, să creștem duhovnicește, cum ajutăm la propovăderea Evangheliei, cum putem deveni desăvârșite? Am întâlnit și întâlnesc femei care lucrează într-o desăvârșită discreție, dar și într-o lucrare foarte mare. Să vă spun cum se întâmplă, cum se întâmplă lucrul ăsta. Gândiți-vă la chipul bunicii sau gândiți-vă la chipul mamei sau gândiți-vă la chipul unei femei, colegi de clasă, surori sau orice fi, care are o legătură cu Dumnezeu și cu biserică. Prin exemplu personal. Prin exemplu personal. Dumnezeu lucrează prin fiecare om. Preotul este pus să împărtășească tainele. Atât. Preotul este pus să dirigeze Cuvântul Lui Dumnezeu în biserica ortodoxă, din ce cauze? Pentru că și Cuvântul Lui Dumnezeu, noi spunem Sfântă Scriptură. Este tot partea ta. Dar în rest, viața și propovătuirea Evangheliei prin viața fiecărui ține de priceperea unu, a fiecăruia ține de starea lui de rugăciuni și de starea lui de lucrare a Cuvântului Dumnezeu. Dacă lucrați, de exemplu, cuvântul ăsta... Um, nu căutați, nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Și deodată începeți să aveți o taină sufletului dumneavoastră. Lucru care se păstrează numai pentru suflet. Lucruri pe care nu le vorbim pe la toate gardurile. Lucru pe care nu le împărtășim tuturor. Deja omul tainic din interiorul nostru începe să crească. Pentru că preotul când iese din, din slujirii, el acolo continuă misiunea. Și dumneavoastră aveți misiuni și femeia ortodoxă și femeia bisericii are misiuni pentru toată viața și orice om și bărbatul are misiuni pentru toată viața. El întotdeauna vorbește de Dumnezeu prin trupul său, prin viața sa, prin moartea sa. Sfântul Apostol Pavel spune așa, dacă mor pentru Dumnezeu, mor și toată lumea o să știe că eu mor pentru Dumnezeu. Dacă trăiesc pentru Dumnezeu, trăiesc și toată lumea o să știe că trăiesc pentru Dumnezeu. Nu cu declarații, ci prin simplu fapt al trăirii cu Dumnezeu. Puneți-L pe Dumnezeu în viața dumneavoastră prin actele simple, nu prin mărturisiri, nu prin postări, nu prin chestii de genul ăsta care, vai de mine, ne arată pe noi a fi mărturisitor, că și mărturisirea asta este o boală de acum. Și puneți-L pe Dumnezeu în viața să încercăm să-L punem pe Dumnezeu prin lucrurile simple și atunci, prin simplele noastre gesturi, o să mărturisim pe Dumnezeu. În primul rând, în familia noastră, după aceea, în cercul nostru de prieteni și după aceea în întreaga societate. Chiar fără să vorbim despre Dumnezeu nici măcar odată. Așa se spune. Taci tu să vorbească faptele tale. Foarte frumos. Tot Nicoleta vă roagă să recomandați cărți ce ne zidesc duhovnicește. Și vă întreabă dacă putem crește duhovnicește în lipsa și îndrumării, în lipsa îndrumării unui duhovnic. Și menționează că locuiește în strănătate și duhovnicul este foarte, foarte ocupat. Trebuie să aveți grijă să nu fiți depărtată de uh, viața, uh, viața bisericii. 1. liturghia, Sfintele Taine, Împărtășania, Sfântul Masul, Spovedania, ce este de făcut. Și după aceea, în, uh, în zona aceasta a cărților, vă recomand absolut orice carte duhovnicească pe care dumneavoastră o găsiți sau vă ca din mână. Nu trebuie învățate cărți, trebuie trăite cărți. Găsiți oricare. Sfântul Ignati Brancianinov, Părintele Cleopa, o, ăsta cum îi spune, o pildă din Pateric, Viețile Sfinților, Proloage, dacă citiți din Proloage, este acolo, chiar vă recomandă să începeți cu Proloage. Acolo este un, pic, un mic cuvânt despre viața unui sfânt și după aceea este un cuvânt pe care cei care au pus această colecție a prologilor au luat-o din scrierile unui sfânt. Începeți cu aceste prologe. Să vedeți cât de mult folos. Dar nu le luați, ăsta cum spune, de regulă. ci luați așa, cum pot pune eu lucrul ăsta în viața mea? Și de acolo se lucrează. Foarte frumos. Eu nu-ți vă întreabă în felul următor ce s-a întâmplat cu trupurile sfinților adormiți care s-au sculat din morminte și au intrat în cetate după ce Isus și-a dat Duhul pe cruce. De la Matei 27, 52 cu 52. În unele scrieri ale, ale părinților chiar se spune că aceștia au trăit până și în vremea prigoanei lui Nero. Sau ceva în genul acesta. Și acolo este o, un aspect din acesta tainic aspect din ăsta tainic și ei nu au suferit, de exemplu, moarte, martirică sau lucruri de genul ăsta, pentru că ei au trăit, au înviat și după aceea gata, au ridicat la cer o rată din Iisus Hristos. Aia este o mărturisire și aia este o întâmplare prin care se arată realitatea învierii. Și despre unii de aceștia se spun, din, în, uh, am uitat, chiar mi se pare că Irineu de Lyon spune lucrul ăsta. Nu, nu, n-aș putea să spun, dar am citit. Când eram, când eram la, la școală, în studenție, am întâlnit această mărturie în care s-a spus că ei au trăit, unii dintre ei au trăit pentru câțiva ani și au mărturisit realitatea învierii. Și după aceea gata, nu s-a mai aflat locul lor. Asemenea cu Enoch. Nu s-a mai aflat locul lor. Ce s-a întâmplat cu ei este o taină desăvârșită, tocmai cum desăvârșită o fost taina în momentul înfierilor. Cine putea să, că spune, adormiți din veac? Adormiți din veac, vă dați seama cine îi cunoștea. Cine putea să spună că tu ești ăla, că tu ești celălalt? Acolo totul e de credință și vă dați seama ce taini puteau să spună oamenii Ce taini au, 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 putut trăi oamenii Dar a fost un, un, episod care acolo a avut lucrare, concret, în momentul ăla, de mărturisire. Și după aceea gata. Nu s-a aflat locul lor. Bun, la vă întreabă ce înseamnă că uh, când Iisus a zis milă voiesc, iar nu jerfă din mai multe puncte de vedere, în foarte multe aspecte ale vieții noastre. Dacă cerem, de exemplu, <coughs> dacă arătăm milă față de cel care ne-a greșit nouă, sau dacă îl punem la tot canonul îndreptării față de ceea ce ne-a greșit nouă. Dacă știm să iertăm sau dacă avem nevoie de foarte multe fapte ca până la urmă să acordăm iertarea noastră ca un fel de ăsta, cum îi spune, băi, hai că n-ai meritat-o, dați să am oferit-o. Dacă vedem știți, când unde e milă, voie și nu jertfă? Exact în, 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 în pilda fiului risipitor Când tatăl nu mai l-a văzut de departe că vine și deja s-a dus spre el Nu l-a mai așteptat să vină acasă, să fac tot drumul spre casă Nu l-a mai așteptat să merite inelul Nu l-a mai așteptat să, ăsta cum îi spunem nu l mai să merite haina, nu l-a mai așteptat să merite din nou, să nu l-a pus să fie slugă, l-a pus direct fiu. Când vedem că un om vine spre noi, să facem noi pași spre el lasă bă, s-a întâmplat, hai, vină Aia înseamnă milă și nu jertfă Nu așteptăm toată jertfa de la om E bună și bună intenție Bun. Și alt pasaj cu multe neclarități Vă rog, părinte, să ne explicați ce înseamnă afirmația Dacă Hristos nu a înviat zadarnică, este credința noastră Păi da, apostolii în apostolatul lor și vedem asta la faptele apostolilor Când Petru a avut prima prezentare și prima evangelizare și -o prima predică, Eu spus că noi suntem martori a învierii lui Isus Hristos. Isus Hristos poate să fie făcător de minuni, poate să fie cel mai mare pacifist, poate să fie cel mai mare înțelept. Dacă nu a înviat Isus Hristos, nu avem de ce să credem. Deci noi chiar nu avem de ce să vorbim. Dacă nu există această înviere, noi degeaba suntem și vorbim acum despre Dumnezeu, despre toate celelalte. Zadarnic este credința noastră, credința voastră, spune Apostol Pavel, sunteți încă în păcatele voastre. Adică mântuirea nu a venit. De aia cel mai mult se ține la învierea lui Isus Hristos, dintre toate aspectele din viața Mântuitorului Isus Hristos. Martori suntem ai învierii lui Isus Hristos. Dacă Isus Hristos a înviat, și noi vom învia. Amin. Mai departe, Mihai vă întreabă în felul următor, cât de datori suntem de mântuirea celor din jur, de sfatul pe care trebuie să-l dăm? Cum să ajutăm dacă Părintele Teofil Părian spunea unui grup de tineri care nu merge la biserică că nu are sfat pentru ei? Trebuie să vedem în ce context au spus Părintele Teofil Părean lucrul ăsta și duhovnicii duhovnicii cei vechi știu contextul în care au spus. Oamenii aia voiau sfat, voiau sfat, au venit în fața părintului și voiau sfat, deci deja a făcut ceva bine și atunci părintele le-a aplicat mustrarea. Ăla e de fapt prin faptul că au zis că n-am sfat pentru voi, le-au dat deja sfat. Că indirect le-au dat sfat bă, mergeți la biserică și atunci voi o să începeți să, să vedeți cam care sunt sfaturile. Dacă nu mergeți la biserică, și ce eu vreau să spună părintele? Eu degeaba vă dau sfaturi dacă voi nu sunteți în biserică. Exact ăsta, cum îi spune subiectul nostru de astăzi. Degeaba învățăm Scriptura dacă noi nu suntem în biserică. Numai în biserică Scriptura este vie. Acum, trebuie să avem grijă și la sfaturile astea, să nu... Știți cum zice? Nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor unu și nu certa pe cel nebun. Ce înseamnă cel nebun aici? Nu certa pe omul și nu da sfat omului care nu este în stare încă să-l primească. Ține l lângă tine. Lasă-l așa să existe nu, noi greșim foarte mult când încercăm deodată să punem oamenii pe un șablon. Asta că îi așează Dumnezeu în șabloanele lui pe care noi poate nu le înțelegem. Noi nu trebuie să facem pe toți oamenii la fel cu noi. Nu. Lasă-l acolo, omul să există. Dacă el stă pe lângă tine, lasă-l să-i Cu neputința ta, cu, păcat al... cu neputința lui, cu împăcata lui, cu nedesăvârșirea lui. Și Dumnezeu le lucrează toate. Cel mai mare sfat pe care îl putem da unui om este rugăciunea pe care o facem în fiecare seară și la care îi pomenim pe cei doamne. Luminează-l și pe ăla, ajută-l și pe ăla, ajută-mă să mă comport cu ăla, ajută-mă să-l rabd un pic pe ăla. Nu există sfat mai bun pe care îl putem oferi unui om care este... Nu tocmai credincios sau care nu este foarte apropiat de biserică, decât răbdarea pe care o avem față de el și sfatul atunci când el este cerut. Nu dați sfaturi când ele nu sunt cerute. Bun, Andreea vă întreabă în felul următor cum să răspundem neoprotestanților, mai exact șefilor mei de la muncă, atunci când vin cu citate din Biblie rupte din anumite capitole în anumite contexte ale vieții. Uh, cred că printr-un zâmbet. Uh, foarte sucite sunt căile și foarte sucite sunt asta uh, cum îi spunem, afirmațiile și pasajele astea din Scriptură, încât un om care nu le știe exact de unde sunt luate, de unde sunt puse și un om care nu este prins în viața bisericii, le poate folosi alea și de aceea creează și foarte multă confuzie în viața oamenilor. Uh, Vă recomand să faceți în felul următor. Să spuneți așa: Știți din ce cauză noi vorbim foarte mult despre Dumnezeu? Așa să spuneți. Știți din ce cauză noi vorbim foarte mult despre Dumnezeu? Și o spune nu știu. Sau, sau spune tu. Și după aceea, dumneavoastră spuneți: Dar știți din ce cauză dumneavoastră aveți un Dumnezeu? și eu alt Dumnezeu, și ăla alt Dumnezeu, și la alt Dumnezeu, că este diferit Isus Hristos la toate cele o mie, piste o mie de confesiuni creștine și de bisericuții creștine, știți din ce cauză este lucrul acesta? Păi, nu știu. Haideți să ne gândim la lucrul ăsta. Din ce cauză se întâmplă asta? Atât. Și puteți după aceea, dacă omul tot este de bună, de bună intenție, să-i spuneți așa. Din cauză că noi suntem preocupați să vorbim mai mult despre Dumnezeu decât cu Dumnezeu. Dacă o să începem să vorbim mai mult cu Dumnezeu decât despre Dumnezeu, adevărul o să arate. Dar până când începem să... Dacă vorbim pe texte despre Dumnezeu, nu înseamnă că vorbim cu Dumnezeu. Și e foarte clar. Când dumneata vorbești cu un Dumnezeu, eu vorbesc cu un alt Dumnezeu și din cauza asta Dumnezeii noștri nu s-au întâlnit niciodată. Și s-ar putea să nu se întâlnească niciodată. Da. Cam în zona asta, cred că trebuie da. să mergeți. Și puteți recomanda să abonezi la canalul de YouTube care a primătuire, că aici găsește <laughs> răspunsuri la foarte Depinde multe. Depinde ce vreți de să aveți la comentarii. <laughs> Ai problemă, avem niște moderatori de nota 200 și le mulțumim. Le mulțumesc pe această cale din nou tuturor. Victoria, Daniel, Adriana, Ana, Bogdan, Ade, toți vă știți care sunteți. Monica, mulțumim din suflet pentru ajutor și susținere. Așadar, putem invita pe oricine, fără probleme. Ionuț, vă întreabă mai departe, cum pot ajunge oamenii căsătoriți la desăvârșire sau la sfinții? Zâmbindu-se în fiecare zi, iertându-se în fiecare zi, iubindu-se în fiecare zi, ăsta cum îi spune, slujindu-se unii pe alții în fiecare zi cu mai puțini sfaturi, cu mai multă slujire, cu mai multă răbdare, cu mai multă îngăduință. Până când ajungi chiar să spui, băi, mie chiar îmi face plăcere să te slujesc, chiar îmi face bucurie să te slujesc. În momentul în care suntem slujitori a celuilalt, ce suntem? Dacă faceți acestea, înseamnă că sunteți asemenea mie, că eu am venit să slujesc, nu să mi se slujească. Da. Păi cam, cam răsturnați, prin, eu acum sunt cărcotaș, mentalitatea asta că bărbatul trebuie să dea cu pumnul în masă, trebuie să vină acasă, mâncarea trebuie să fie caldă pe masă. Poate Am să, dea, poate, să dea, poate să dea bărbatul cât vrea cu pumnul în masă, dacă este un bărbat puternic și dacă este bărbat de dat cu pumnul în masă. Dar trebuie să știe că trebuie să facă toate cele ale bărbatului în toate celelalte. Și da, poate să dea cu pumnul în masă fără nicio problemă. Și soția, da, poate să stea la cratiță, dar trebuie să aibă grijă. Bărbatul întotdeauna trebuie să fie pe jertfă. Și soția da. poate să stea la cratiță. Când este, când este bărbatul tot timpul pe jertfă, soția stă cu drag la cratiță. Da. Așa este. Bun, mai departe Mihai vă întreabă în felul următor. Cum să scap de starea de supunere față de tot? Cum să spun nu când e vorba de multe cerințe de la majoritatea? De multe ori ne pierdem liniștea, poate confortul, poate dorința de a ajuta să fie o patimă? Da, 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 poate să fie o patimă. Mai mult nu dorința de a ajuta, dar dorința de a fi ăsta, cum îi spunem, în aprobarea tuturor și văzuți de toți oamenii ca ajutători sau dorința de a nu fi certat sau de a fi, de a fi noi în pace cu toată lumea Sau de a fi înțeleși cu toată lumea, este o patimă Pentru că se arată chestia din scrierile Sfinților legat de slavă deșartă și de, și de mândrie Pe de altă parte, noi nu, nu trebuie să fim preocupați de ceea ce gândește lumea despre noi Gândiți la ceea ce gândești, la ceea ce spune Dumnezeu despre lucrarea dumneavoastră. Dacă l-ați împăcat pe Dumnezeu în munca dumneavoastră și în ceea ce faceți, unii oameni o să fie împăcați, alții nu. Pe de altă parte, există datorii pe care trebuie să le îndepliniți față de familie, față de Dumnezeu, față de servici, față de societate. Lucrurile alea trebuie făcute. Nu putem spune eu mă rog și nu fac mâncare sau eu mă rog și nu spăl, sau eu mă rog și nu fac treburile pe care trebuie, nu aduc copilul de la servici. Există datorii care trebuie să îndeplinite. Bun. Nicoleta vă întreabă cu ce bucurii duhovnicești v-ați îmbogățit în urma călătoriei pe care ați făcut-o în Egipt? Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce recomandați? Și până cât vă gândiți puțin la răspuns, reamintesc celor care ne urmăresc că noi am strâns toate clipurile postate de Părintele Calistrat pe pagina sa de Facebook și am făcut așa un colaj, l-am pus în cronologie și îl găsiți pe canalul nostru, Misteriul Egiptului, în viziunea Părintele Calistrat unde apare desigur și Părintele Lefterie și Părintele Cristofor de la Huș și vă puteți delecta acolo cu absolut toate peripețiile duhovnicești, să se spune, ale părinților în Egipt. Așadar, părinte, ce v-a impresionat cel mai mult în Egipt? Faptul că acei creștini trăiesc se cunoaște ca un creștinism din acesta care trăiește întotdeauna sub semnul întrebării. Viața lor de creștini este pusă sub semnul întrebării, să știți. A fi creștin în Cairo nu este tocmai așa, o delectare, știți? Și asta m-a impresionat și noi am pierdut lucrul ăsta din vedere. Nu a devenit comod faptul de a fi creștin pentru că avem pace în țară, avem așa, din când în când îi mai ceartă ăștia pe la televiziuni sau știți chestii din astea minore Sau din când în când mai avem câte un, câte un contestatar din ăsta sau... Și asta e o chestie comodă, chestie foarte comodă Creștinii din Egipt nu prea trăiesc comoditatea asta sau cei mai mulți dintre ei nu prea trăiesc comoditatea asta Să știți că ei întotdeauna sunt acolo sub un semnal al întrebării Dacă statul se supără, e urât de ei Acum, statul, datorită vechiului patriar care a fost acolo, a stabilit un fel de acorduri, un fel de zone de protecție, mănăstirile sunt păzite, bisericile sunt păzite, chiar cu arma sunt păzite. Și este bine din punctul ăsta de vedere. Dar în ei se cunoaște acea bucurie a venirii la biserică și întotdeauna ei își pun în minte că, da, eu pot să mă duc la biserică, dar pot să nu mă întorc de la biserică. Și chestia asta cred că transformă un creștin și un creștinism. Cred că asta e lucrul cel mai impresionant în zona asta, ca, ca trăire, ca trăirii vorbesc. Și lucrul ăsta se vede în ei. Creștinii sunt foarte din, din, din Egipt, sunt diferiți față de egiptenii din Egipt. Sunt diferiți, se vede pe ei. Lucrul ăsta îl vezi. Vreau să vă întreb dacă ați avut probleme, având în vedere că ați fost îmbrăcat. Nu, nu, rendă, nu, 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 Dacă totul este sigurant, dacă se poate. Nu, rezita, nu, 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 sub nicio formă. Nu, nu a existat noi exista ba mai mult decât atât am fost într-o țară care se dă mai civilizată, tot așa din zona islamică care se dă mai civilizată decât, decât Egiptul și acolo. Să știți că oamenii, acolo poate pot să fie numai unele exagerări ale unora dintre, dintre creștini și dacă se pierde această protecție a statului, atunci sunt probleme. Dar în general nu am avut absolut nicio problemă, nici din partea musulmanilor și nici din partea... Absolut nicio problemă. Ar fi păcat de la Dumnezeu să spun lucrul ăsta. Oameni foarte deschis oameni. Probabil între ei mai sunt și din ăștia care sunt mai mai uh, supărați. Au fost, au fost zone din astea și uh, e foarte recent, e vorba de 50 de ani. de 50 de ani, sunt și e vorba de o istorie întreagă a copților care au fost priori. Deci, acolo vă duceți în orice biserică și sunt prăzniți Cei 40 de martiri care acum 50 de ani au fost martirizați, cei nu știu care 12, cei nu, deci nu vorbesc despre o stare de acum, dar ei încă trăiesc lucrul ăsta. Să știu că echilibrul ăsta care este acum, ar fi păcat la Dumnezeu să bărfesc un, un popor, cum este cel al Egiptului, care, în care eu nu am văzut nicio zonă, nu m-am simțit niciodată pus în pericol. Niciodată. Niciodată, sub nicio formă. Acolo, în zona Sinaiului, există lucruri de genul ăsta, și se mai întâmplă. Este vorba că 600 de creștini mor în Egipt anual din cauze, din cauze de genul ăsta, dar mai mult în zona peninsulei Sinai. Eu nu am, nu am simțit niciodată în, în pericol sau nu am simțit niciodată amenințat sau nu m-am simțit niciodată să, să ies acolo sau să-mi cumpăr ceva. Sau, nu, sub nicio formă genul ăsta. Da? Și egiptenii, să știți, și m-am mai, mai uimit încă ceva la egipteni, mai ales la egiptenii din sud, simplitatelor. Săracii ei trăiesc și acum 50 de milioane de oameni din Egipt trăiesc din agricultură. Eu i-am văzut acum, deci dacă vreți să vedeți romanul Moromeții, vă duceți în sudul Egiptului. Vă duceți acolo înspre Luxor și vedeți exact romanul Moromeții. Am văzut și biserici, am văzut și moschei, am văzut și oameni liniștiți, am văzut și oameni trăind în pace. Întotdeauna, dar asta mi s-a părut că mie la, la copți, că ei sunt conștienți că acest echilibru ținut de stat în momentul ăsta, cu toată bunăvoința ținut de stat în momentul ăsta, ar fi păcat să nu recunosc treaba asta, se poate rupe. Și eu cred că ei trăiesc realitatea asta și creștinismul ăsta al lor e foarte viu. În chestia asta. Cumva fac și o mică remarcă, cumva turismul acesta religios, dacă am putea, pelerinajele, cumva a adus un fel de motivație în partea autorităților, nu numai în Egipt, și în Turcia, și în toate țările astea, și în Israel. Și cumva să echilibreze, să tempereze puțin, nu știu, atmosfera. Cred că cred că a avut o influență și cred că a avut un cuvânt de spus, dar v-am spus cel șenuda, cel de dinainte, cel care a murit patriarhul, omul ăla a făcut foarte mult. Omul ăla a fost de o deschidere și de o capacitate și nu era un, nu era un episcop mistic, nu era un episcop din ăsta, nu știu ce, care stătea toată ziua cu carte de rugăciune. Nu, omul ăla s-a implicat social pentru copții lui și nu numai pentru, sunt acolo organizați care oamenii, de exemplu, au făcut acolo la Mănăstirea Sfântului Antonie, este și un centru din ăsta. Mănăstirii sunt foarte puternici, mănăstiri cu peste 100 de viețuitori. Și la Mănăstirea Sfântului Antonie chiar este o zonă din asta de medicină în care sunt ajutați și beduinii, și musulmani, și creștini, și toate, și toate uh, programe de genul ăsta în care și statul este implicat cu bunăvoință și din partea bisericii vine, din partea bisericii copte vine implicare și este așa o pace. Dar mănăstirile sunt păzite. Da, foarte frumos. Asta e realitatea. Deci 600 de creștini mor anual în Egipt și noi... Da, nu dar, putem... nu, dar nu în Egipt, deci în, 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 în zona Sinaiului. În zona Sinaiului. Și, noi, și noi nu putem dormi unii. Vă zic că la modul general să nu acuz Hazarul cu degetul. Noi, în general, nu putem dormi noaptea dacă un episcop are, nu știu, de la puțin cu o cută sau vine cu o mașină, nu știu, de care la... Astea sunt, astea sunt și astea sunt probleme în ochii celor care le consideră probleme și astea sunt, nu știu, eu îl consider pe Dumnezeu judecătorul. Cine vrea să judece, poate să judece, știe din ce cauză judecă, dar trebuie să aibă grijă. În momentul în care judecă, dacă. Care este urmarea judecării? Dacă este îndreptarea sau dacă este distrugerea sufletească a unor oameni? Rodul judecății. Ce faci? Că Dumnezeu când judecă, se întâmplă ceva. Aici trebuie să fim atenți. Dumnezeu când judecă, iar ori o sândește veșnic, ori ăsta, cum îi spune, dezleagă la binecuvântare veșnică. Noi nu avem puterea să facem niciunul din lucrurile astea. Nu avem puterea. Nu spun că noi, ca preoți, nu greșim sau că creștinii nu greșesc sau că episcopii nu sau oricine. Doamne, ajută, nu știu, habar n-am. Fiecare om știe de ce au greșit și noi vedem și greșelile altora, nu le știm pe ale noastre treaba Dar să fim atenți. Cu judecata cu care judecăm, cu aceea vom fi judecați. În măsura cu care o sândim, cu aceeași măsură vom fi o sândiți. Cu măsura cu care măsurăm, cu aceeași măsură ni se va măsura. Nu știu. De aici fiecare știe ce face, sufletul lui, responsabilitatea lui. Nu mă bag. Da. Bun, mergem mai departe. Victoria vă întreabă ce înseamnă cu adevărat că ne lepădăm de Dumnezeu. Ne puteți da exemple? Noi știm că păcătuim zilnic, greșim zilnic, dar ce înseamnă exact lepădarea de Dumnezeu? Simpla lepădare de Dumnezeu este asta. 10% din 8% dintre creștinii ortodoxi vin la biserică. Sau 10% ceva. Asta este o lepădare. Nu știu cât la sută din părinți nu își împărtășesc copiii. Asta este o lepădare. Înțelegeți? Deci lepădările sunt lucrurile simt Să nu ne gândim vreodată. Noi gândim pe cetea și noi gândim lepădare de Dumnezeu așa. Gata, am lepădat de Isus Hristos. Nu! Lepădările astea sunt de zi cu zi câți dintre creștini postesc miercurea sau vinerea? Câți? Asta este o lepădare. Deci, că am iubit mai mult bucățica de cărniță decât faptul că Iisus Hristos o jertfită. Câți dintre creștini postesc postul? Asta este o lepădare. Câți dintre creștini, ăsta cum îi spune, fac rugăciunea de seară. Aleg rugăciunea de seară în locul filmului preferat. Este o lepădare. Lepădările sunt foarte simple și sunt de zi cu zi, minut de minut. Foarte simple. Acum nu trebuie să devenim niște, dar trebuie să vedem. Îl avem pe Dumnezeu în minte, în inimă, în concepții, în gând. Orice alte gânduri. Sunt și ele pădări. Bun, următoarea întrebare de la Alvin e compusă din trei comentarii. Le citesc imediat pe toate. Să părinte, deși merg la biserică în mod regulat de fiecare dată când aud într-o predică să mergi la biserică, chiar dacă Chiar când ești obosit, mă enervez și o consider ca un ultimatum. De ce acest lucru? De, de ce simt ca și cum aș fi com comandat de părinte respectiv? Cum să fac să nu mai am astfel de sentimente de mânie asupra elementelor de comandă între mele, Nu suport să fiu comandat și cum să fac să îmi reprim aceste sentimente? Gândiți-vă dacă ceea ce spune preotul respectiv este după Dumnezeu sau nu. Asta vă gândiți. Iisus Hristos clarifică lucrul ăsta când spune și despre farisei și ei. Nu faceți faptele lor, dar aveți grijă că tot ceea ce vorbesc ei trebuie să faceți pentru că ei au legea și învățătura și profețe. Fiți foarte atenți. Și Iisus Hristos spune, da. Aveți grijă cu faptele lor, că ei zic să fac, dar nu fac. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim dacă venim la biserică la preot. De ce cauze venim la biserică? Întrebare v-ați pus întrebare sau ne punem, ca să ieșim din zona, să nu vă judec eu pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva. Ne punem întrebarea din ce cauză mergem la biserică. Ce căutăm la biserică? Dacă gândim că mergem la biserică din cauza că trebuie să stăm la liturghie, este o prostie. Dacă ne gândim că mergem la biserică din cauza că trebuie să stăm la utrenie, să facem parastasul, este o prostie. Nu te duci la biserică să faci parastasul. Din ce cauză facem parastas? Vedeți niște întrebări din astea simple, care vine unul, vorbește, nu știu ce, ce crede despre și deodată credem că așa îi. Păi, dar din ce cauză e făcut parastasul ăla? De ce se face? Din ce cauză se merge la biserică? Ce este biserică? Zice că e casa lui Dumnezeu. Din ce cauză să merge în casa lui Dumnezeu? Din ce cauză eu nu dorm? Atunci. Astea sunt întrebările pe care noi trebuie să le ajut. Că așa starea asta de supărare când îmi zice și mie cineva, și eu o am. Chiar dacă mă îndeamnă să fac un lucru bun sau și eu o am. Dar trebuie să ne întrebăm, băi, din ce cauză trebuie făcut ăla? Chiar dacă mi-a zis unul de care mie nu-mi place de, de, fața lui. Deci gândiți-vă, este Dumnezeu în spatele lucrurilor ăstora? Sau nu este? Sau este un simplu obicei uman? Da. Alexandru vă întreabă ce trebuie să știm despre cartea Mădui Bănuiesc, Înțelepciunile lui Isus Sirach. Este o carte necanonică, dar bună de citit. Ce înseamnă asta? Asta este o carte în care nu să știe autorul cu exactitate și să o pe lângă învățăturile de acolo buni sunt strecurate și niște învățători din astea care nu sunt tocmai în conformitate cu revelația despre Dumnezeu. Are și niște lucruri din astea care pot să ne tulbure. Dar noi dacă avem discernământ putem lua, de exemplu, am citit din cartea Înțelepciunii lui Iisus Sirac lucruri foarte interesante, lucruri foarte frumoase Putem să luăm, să acționăm așa cum zice Sfântul Vasile cel Mare Ca albina, care ia din fiecare floare și -o transformă totul în miere Și ia din fiecare floare numai ce trebuie și transformă totul în miere Deci din orice carte, dacă vreți citiți și nu știu, ce carte despre, care o scris-o un ateu Și de acolo puteți să luați ceva bun ei, acum există și cărțile astea care zidesc sufletește și ele chiar trebuiesc citite. Dar dacă deschidem odată vreo carte, totdeauna trebuie să căutăm ce este bun în asta. Cum îl slăvesc eu pe Dumnezeu? Cum îl văd pe Dumnezeu în rândurile pe care le-a scris omul ăsta? Bun, mai departe Ioana vă întreabă în felul următor dacă Sfintele Masluri sunt utile pentru ajutorul căsătorie și care este calea care ar trebui să o urmăm? Ce acatiste sunt necesare de făcut în acest caz? Dacă în, sunt general, probleme... la catistul, în, general, acatistul, în general, Sfântului Nicolae și orice rugăciune care, și care și la Sfântul Maslu, și rugăciune de dezlegări, și rugăciunea de la, și rugăciuni care se fac în cadrul liturgiei. Care este treaba cu rugăciunile? Ne apropie de Dumnezeu, ne arată neputințele noastre. Care este treaba cu această căsătorie? Sau cu călugărie. Noi suntem de obicei un pic cam stricți față de oamenii din jurul nostru și un pic relaxați cu propria noastră persoană. Și de aici sunt toate problemele. Să nu credeți că treaba cu căsătoria ține. Din felul în care cineva arată sau de felul în care cineva gândește sau din felul în care cineva se îmbracă. Sau... Astea sunt chestii superficiale. De fel de atitudinea sufletească pe care o avem față de un om. Sau pe care cineva o are față de un om. Oamenii caută în, zona în care ei se căsătoresc, ei caută o zonă din asta, cineva care să-i liniștească sufletește Cineva la, lângă care să poate să construiască ceva. Și lucrurile astea trebuie să le, să, să le caute în general oamenii care vor să se căsătorească. Am observat că unii oameni caută mai mult să bifeze așa niște căsuții. Dacă este așa, dacă este așa, dacă este, soț, dacă este viitoarea soției, nu, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum. Acolo se greșește. Acolo se greșește pentru că scăpăm din vedere sau să scapă din vedere, tocmai lucrurile care ar putea să facă să găse, tocmai lucrul care ar putea să facă dintr-o persoană să facă relația și e foarte frumoasă. Și oamenii care fac chestia asta de bifare de căsuții, ei de fapt se întâlnesc cu o altă imagine a lui. A omului. Și atunci el devine plictisit. Dar în momentul în care se lasă ca omul nou care intră în viața, în viața, în viața, ta, se lasă ca omul ăla să se manifeste așa cum este el, atunci oamenii pot găsi taina omului nou. De aceea, orice rugăciune pe care o faceți, vă poate deschide spre taina unui om. Și orice om are o taină. Trebuie să o vedeți. Și de aceea, dar recomand ăsta cum îi spune Acatistul Sfântului Nicolae, pentru că el este cel care a lucrat foarte mult în zona aceasta, a înzestrat pe fetele alea care erau sărace și care nu puteau să aibă parte din nuntă și trebuia să trăiască într-un fel de concubinaj de asta. Și atunci el este ajutorul tuturor celor în căsătorie. Și mai este și, mai este și Sfânta Xenia din Petersburg, care este ajutorul tuturor celor care sunt căsătoriți, ajutorul celor în familie. Da. Ea a fost însuși căsătorită și are experiență. Maria vă întreabă în felul următor. Părinte, cum putem scăpa de frica de pierde pe cei dragi de moarte? Cum putem să ne adunăm și să ne rugăm mai mult fără a avea mintea atât de împrăștiată? Gândiți-vă că oamenii care mor preacă lângă Dumnezeu. Și spune, Doamne, nu-i lua încă acum. Mai lasă-i pentru că și eu sunt o leacă lumească și ei sunt o leacă lumești. Lasă-ne întâi să ne desăvârșim, lasă-ne întâi să ne pocăim, lasă-ne întâi să ne curățăm și după aceea ai să ne iei tu când ai să consideri tu. Și în momentul în care tu ai să ne iei, eu am să zic, Doamne slavă ție, și să ne duci pe toți pregătiți la locul care este lângă tine. Și atunci, alii, așează. Dacă ne gândim că oamenii mor și dispar doar din viața noastră, fără să ne ducem cu gândul ce se întâmplă cu ei după, întotdeauna o să suferim și întotdeauna o să fim marcați de frică, de întristare, de uh, această, ăsta, cum se spune, tensiune sufletească. Dacă îl punem pe Dumnezeu în ecuație și gândim că moartea în întâlnire cu Isus Hristos, cu Dumnezeu, atunci avem grijă la locurile sufletești. Așa spune, omul care este în păcate, se teme de moarte. Este terorizat de moarte. Omul care nu este în păcat, îi frică numai de veșnicia morții sau de ceea ce se întâmplă cu el după moarte. Deci gândiți-vă la Dumnezeu cel care învie și care o omoară. În Adri vă întreabă în felul următor ce putem face în situația în care nu avem sprijin din partea o, să vă bucurați foarte mult că atunci puteți să-i spuneți lui Dumnezeu în felul următor. Doamne, nimeni nu mă ajută, tu trebuie să mă ajuți. 1. Dar trebuie să aveți grijă să nu alungați oamenii din viața dumneavoastră pe motivul că vreți ajutorul numai de la Dumnezeu. Aici trebuie să fiți atenți. Dacă dumneavoastră nu ați alungat oamenii din viața dumneavoastră, nu i-ați îndepărtat și nu i-ați jignit și nu i-ați dat la o parte, ci ei s-au dat la o parte din cauza micilor probleme sufletești, meschinării sau ce mai are fiecare om, atunci puteți striga către Dumnezeu. Nu am cine să mă ajute, Doamne, nu am om cu care să mă arunce în scăldătoare, Tu trebuie să mă ajuți. Foarte frumos. Cineva vă întreabă, spune în următor, am depresie, cum pot să scap? Prin foarte multă activitate, să aveți 8 ore de zi pe muncă, 8-10 ore de zi pe muncă și după aceea printr-un program, dimineața rugăciunii, seara rugăciunii, să mergeți la câte un maslu pe săptămână și să vă împărtășiți, odată la două săptămâni, o odată la trei săptămâni, neapărat să nu treacă fără să fiți împărtășite. Treaba cu depresia este o luptă de întreaga viață și este o luptă binecuvântată ni se dă, băi, avem cu ce să ne luptăm. Și atunci este o luptă de apropiere față de Dumnezeu și de apropiere față de oameni. Ajutați, faceți activitate. Asta e primul. Nu stați singură între patru pereți și nu stați singură cu gândurile. Bun. Paraclisul Maicii Domnului. Paraclisul Maicii Domnului. Foarte important. Acoperământul Maicii Domnului. Paraclisul Maicii Domnului. Psalmul 50. Rugăciunea către Îngerul Păzitor. Eu nu vă întreabă dacă unei femei moare mama și este la perioada menstruației. Poate să asiste la slujbă? Fără absolut nicio problemă, să nu se atingă de cele sfinte, dar să pupi cu sau chestia asta, să ducă la mormântarea mamei sale fără absolut nicio problemă. Bun. John vă întreabă în felul următor. Părinte, dacă persoana cu care locuiesc nu vrea căsătorie în fața lui Dumnezeu, că ea nu prea crede în căsătorie, ce trebuie să facă? Trebuie să vedeți uh situațiile de genul ăsta, în situațiile de genul ăsta trebuie să vadă. Există copii sau nu există copii? Dacă persoana nici nu vrea să aibă copii, nici nu vrea să aibă copii, atunci trebuie să vă mai gândiți un picuț la ce fel de relație aveți și spre ce merge relația. Pe de altă parte, dumneavoastră trebuie să-i spuneți dacă aveți copii cu eu. Trebuie să spuneți. Știu că tu nu crezi în căsătorie. Eu țin la tine, avem și copii. Te rog frumos să faci lucrul ăsta, eu nu te stresez cu Dumnezeu și cu toate ale mele. Te rog frumos să faci asta. Numai de dragul meu, și eu îți promit că nu te stresez cu toate lucrurile astea. Dar copiii trebuie să mă lași să duc să împărtășesc. Și lucrul ăsta și deschiderea asta sufletească a dumneavoastră, o să o deschidă ușor ușor și pe ea. Dar trebuie să vedeți, nu îi puneți în față, în momentul în care ea dorește să apropie Dumnezeu, nu îi puneți în față regulile noastre despre Dumnezeu. Discuția cu Dumnezeu. Atât. Deschiderea sufletească față Dumnezeu. Regulile se fac în timp. Nu, nu, nu țin de, asta, cum îi spune, de cunoașterea lui Dumnezeu. Da, ne apropie de final, mai sunt câteva întrebări. Nicoleta vă întreabă în felul următor. Vă rog să ne spuneți dacă este bine să vorbim despre trăirile mistice în cazul apariților sau este bine să vorbim despre darurile primite pentru a nu le pierde. Sau vorbim fără să cădem, să vorbim fără să cădem mândrie. Este, este, bine, este bine ca despre lucrurile sufletești să nu prea vorbim. Cel mai bine este ca despre lucrurile sufletești să vorbim cu Dumnezeu. Oamenii nu au cum să înțeleagă sufletul nostru. Oamenii nu au cum să înțeleagă trăirile noastre. Oamenii nu au cum să înțeleagă acolo, dacă este vorba de unele vederi mici, pe de altă parte, și vederile astea mici, noi nu avem voie să avem încredere în ele. De cele mai multe ori, nu trebuie să avem încredere în ele. Noi nu trebuie să-L vedem pe Dumnezeu aici. Chiar exista un părinte de la pustie, de la, de la pustilă, care i s-a arătat îngerul, care i s-a arătat Maica Domnului, s-a arătat Dumnezeu și a zis, eu nu vreau să vă văd aici, vreau să vă văd dincolo. Deci nu vorbiți despre Dumnezeu. Lucrați cu Dumnezeu, vorbiți cu oamenii, dar vorbiți cu Dumnezeu, nu despre Dumnezeu. Bun. Ștefania vă întreabă în felul următor, dacă de mulți ani se întâmplă același lucru în această perioadă, între Sfintele Pași și înălțare, credeți că vine de la Dumnezeu? Um, lucrurile care se întâmplă au o anumită repetitivitate. Se repetă în viața noastră. Noi nu trebuie să le căutăm un fel de asta, cum îi spune, de, 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 bază din asta, întotdeauna mistică. Și întotdeauna să ne gândim, dar de unde vin, dar de unde au plecat, sau care este importanța lor în viața, în viața noastră. Lăsați să se așeze lucrurile în matca lor. Să știți că Dumnezeu nu se supără dacă noi tratăm anumite chestii din astea care sunt repetitive în viața noastră cu un pic de nepăsare. Nu. Să nu fim nepăsători în ceea ce privește spovedania, să nu fim nepăsători prezența la biserică, o leacă de post, împărtășane. Acolo sunt probleme. Dar în lucrurile astea care se întâmplă la modul repetitiv în viața noastră, căutăm noi niște tipare, căutăm noi uh, niște șabloane de genul ăsta, să știți că acolo dacă suntem o leacă așa mai... Uh, mai nepăsător, Dumnezeu nu are nicio supărare față de noi. Era un pusnic din ăsta în, uh, în pustijă, care, din mai multe ori, i s-a arătat îngerul păzitor și i-a zis Fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Și a lăsat, băi, dacă este de la Dumnezeu, Dumnezeu până la urmă o să găsească modalitate. Și după ce a venit omul el și a spus, părinte, Du-te și fă lucrul ăsta. Și s a dus și s -o făcut. Și a zis: slavă Doamne, că m-ai îndreptat prin oameni, că eu nu sunt vrenic să fiu îndreptat prin, prin îngeri. Înțelegeți? Deci, tiparele și tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, nu trebuie să le căutăm motivații în Dumnezeu sau un demon sau un oameni sau în chestii de genul ăsta. Să fim atenți la lucrurile pe care le cere Dumnezeu. Și toate celelalte să construiesc în jurul lor. Bun. Uh, trei întrebări mai sunt. Margareta vă întreabă, este bine să ne pregătim locul de veci încă din viață? Locul de veci nu neapărat mormântul. Înțelegeți? <laughs> da. Locul de veci este chiar foarte important să-l pregătim din viață. Dar Corect. ăla nu-i loc de veci. Că știți cum, după șapte ani se mai pune altul, după altul. Să știți unde ne construim noi astăzi blocuri, magazini, supermarketuri. Uf. Din astea cum îi spunem, moluri și toate celelalte sunt oameni morți acolo sunt oameni morți, sunt oameni care s-au transformat în pământ, în cenușă, în țărână, în petrol, poate unii dintre ei știți că noi consumăm acum și oameni. Asta este, asta e realitatea. Deci, la locul de vieți vă gândiți întotdeauna și el al, al, al mormântului, așa să știți că câteodată, câteodată mai este și în responsabilitatea celor de după noi. Era chiar un înțelep din asta, din, din, zona asta. din zona asta înțelepciunii grecești, și era foarte mare tragedie atunci că ce o să se întâmple și asta era mare amenințare. Dacă nu faci ceea ce spuni sau dacă ăsta cum îi spune, voi lăsa câinii să mănânce trupul tău și să, să ajungi ăsta cum îi spune pe marginea drumului în șans. Și o zis, împărat, fii un pic atent. După ce mor, crezi că mă interesează ce se întâmplă cu trupul meu? Așa și unde nu spun vai de mine nepăsare. Dar gândiți-vă la locul de veci. Și la mormântului vine și el, da, după 70-80 încolo. Bun. Elena vă întreabă dacă sunt recurată în perioada lunii, pot merge la Sfântul Maslu? Da, mergeți la Sfântul Masul, stați în partea din spate a bisericii, nu vă atingeți de cele sfinte, la sfârșit vă luați ăsta, cum îi spune, după ce se termină tot ce vă luați uleiuțul și vă luați ăsta, cum îi spune, făina pe care ați dus-o acolo la Sfântul Maslu dar avem grijă să nu ne atingem de Evanghelie, veșminte, preoții și toate celelalte. Respectăm aspectele de curăție trupească. Aia nu e vorba că omul este necurat trupul trece prin anumite faze în care, așa spune, nimic necurat nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu 1 și este starea de necurăție este nepotrivită pentru înfățișarea înaintea Sfinției Lui Dumnezeu. Nu ui că, vai, din mine, femeia este necurată, impură. Sunt din ăștia care cred că interzicerea de la cele sfinte în perioada, în perioada asta lunară, ține de faptul că noi am urât femeia sau că nu știu ce, Doamne ferește. Asta este o simplă stare de necurăție trupească, pentru că toți suntem marcați de moarte și trecem prin moarte și trupul nostru trece prin moarte. Și asta, partea asta din necurăție trupească este tocmai o expresie a ceea ce este necurat și mort în noi care este dată afară. Atunci nu ne apropiem de Dumnezeu. Atâta tot, nimic altceva, nu-i omul necurat, nu-i ăsta cum îi spune, diplomat, femeia sau lucruri de genul ăsta. Să nu credeți niciodată în astea. Bun. Loredana vă întreabă dacă am stat la înviere în genunchi la slujbă. Este păcat mare? Nu este păcat mare, dar este bine să urmărim rândurile astea, pentru că noi acum v-am spus, am discutat și în comunicarea asta noastră nu, noi nu prea știm din ce cauză cei vechi au spus, bă, nu stați în, 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 genunchi la înviere, știți? Nu, aia sunt ridicarea din morminte, aia e ridicarea din morminte, stați drept înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu s o ridicat din morminte. Nu-i vreme de pocăință, învierea nu-i vreme de pocăință, gata, păcatele sunt uitate, păcatele sunt iertate. Din mormânt ne-a răsărit nouă viață, gata, îngerii stau la mormânt, în fața mormântului. Despre asta este vorba. Acum, dumneavoastră, dacă vă dură picioare sau nu știu a stat în genunchi, asta este. Nu, 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 nu sunt oprită de la împărtășani din cauza că a stat în genunchi la înviere. Dar dacă este să stăm, e bine așa, să stăm drept înaintea marii taini a învierii lui Dumnezeu, lui Isus Hristos. Am mai intrat două întrebări. Maria vă întreabă ce să fac dacă îmi place să fiu și eu o fată finuță și fără unghii, fără unghii și tocul la biserică, dar îmi place să merg și elegantă cu tocuri la biserică. Ce să fac? Cum ne vrea Dumnezeu? Doamne ajută, îngrijiți-vă, faceți vă frumoasă, faceți vă elegantă, căutați să nu vă faceți asta, cum îi zice, atrăgătoare în momentul în care mergeți la biserică, adică să nu se exagereze. Dar oamenii acum trăim într-o zonă în care nu nu, nu coborăm din pădure și din munți. Înțelegeți? Deci nu, nu, suntem acum, nu facem transhumanță, știți? Și oamenii sunt îngrijesc, oamenii se mai dau, femeile se mai dau cu un fard, își mai fac unghiile, ce mai au ele Treabă lor, să dau cu un parfum și oameni și bărbați și femeile și copii, și toată lumea. Se îngrijește lumea. Aici nu trebuie să punem ăla, cel mai senzual parfum care există pe piață și să defilăm cu el prin biserică. Din ce cauză? Că sunt 300 de alte parfumuri la fel de senzuale și posibil să iasă un din ăsta, o construcție din asta care să nu reușească nici aia de, de la, Dior. Știți? Nici tămâia din cădelniță cu fum greu să nu o acoperi. Exact. Dar în rest există, există măsură în toate, doamna Alexandra, domnișoara Alexandra, există măsură în toate și există bun gust în toate. Și Dumnezeu este cel și al mirosului de bună mireasmă, și al îmbrăcămintei, și al cuvinței, și al frumuseței, și al distinției. Există bun gust și măsură în toate. Și vă insistă cu întrebarea dacă este rău să ai unghiile făcute la biserică. Doar dacă sunt, doar dacă sunt făcute urât. Dar dacă sunt făcute frumos, este chiar indicat. Corect. Și ultima întrebare pe această seară. De ce este important să mergem să aprindem lumânări la morminte, să tămâiem dacă sufletul nu mai este acolo? Bună întrebare. Învierea trupurilor. Învierea trupurilor. Din mormânt cu trupul a înviat Iisus Hristos. Din cauza asta ni se dă trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. În credința noastră ortodoxă și în credința creștină, trupurile viață, Asta spune învierea. La ce se referă învierea? trupurile ies din morminte, se vor alcătui din nou din toate elementele în care au fost alcătuite și în care s-au risipit și să se seamănă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să se seamănă trupul în stricăciunii și în într un nestricăciune, să se seamănă într-o necinste, în viață într-o slavă, să se seamănă trup firesc, în trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc, în trupului. Da. Și înainte să ne luăm la revedere, să anunț că de o săptămână noi transmitem live-urile acestea și pe Twitch, acea platformă unde, în general, să fac streaming, gamerii fac streaming, cum se joacă, discuții, dezbateri, mai mult tineri, nu prea se vorbește despre Dumnezeu. Și vreau să spuneți un cuvânt de folos tot timpul, fiecare seară, este cel puțin o persoană care se uită și dăm slavă lui Dumnezeu. Am primit și un comentariu că am greșit platforma, că pe Twitter se doar să te și că, mă rog, nu sunt bani la biserică. Nu, nu, nu cere nimeni bani pentru biserică. Un să cu, toții, cu toții, să fiți cu toții, să fiți cu toții sănătoși. Să vă, să vă jucați fain, să căutați să construiți. Să știți că lumea asta virtuală este, este un, un loc foarte interesant în care oamenii, din când în când, mai evadează din zona asta, atât de câteodată din societatea asta care este claustrofobă, de cele mai multe ori, cu toate regulile, cu toate lor. Și oamenii evadează într-o zonă din asta virtuală în care ei caută să, să, să construiască ceva. Și ați văzut că există jocurile astea în care trebuie să fii învingător. Sunt jocurile astea în care trebuie să ieși din foarte multe zone din astea limită. Și acolo este o luptă și interioară, și spirituală, și duhovnicească, și chiar și o luptă a inteligenței. Și nu știu ce vă pot să recomand eu decât ca lupta asta să fie uh, făcută și într-un. să aibă și o finalitate din asta, adică să vedeți ce se întâmplă cu dumneavoastră în, în lupta asta. Atâta tot. Și în rest, Dumnezeu e mare și oamenii s-au jucat și se joacă întotdeauna și se vor juca întotdeauna. Da. Nu, cred că, nu cred că există spații consacrate uh, numai pentru Dumnezeu, numai pentru joc, numai pentru. să știți, orice copil în joc, de fapt, să pregătești pentru viață. Și cred că și dumneavoastră faceți lucrul ăsta. Da, foarte frumos! Mulțumim pentru acest cuvânt de folos și pentru okay. această seară minunată. Înainte da. să ne dați un ultim uh, sfat duhovnicesc pe această seară, uh, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor celor <coughs> care ne-au urmărit. Vă mulțumim, dragilor, că ne sunteți alături. Mulțumim pentru comentarii, pentru întrebări, pentru like-uri, pentru distribuiri. Dacă n-ați făcut-o deja, vă invit ca de obicei să vă abonați, să activați clopoțelul. Repet acest text cu abonarea, nu pentru că a fi noi disperați după abonați, ci pentru că din analiticile canalului rese că jumătate din cei ce urmăresc clipurile nu sunt abonați. <gântu -i> Ceea ce este ciudat. Și de aceea, reamintesc, poate sunt persoane care nu sunt obișnuite sau nu știu. Dați acolo subscribe și veți fi la curent cu toate materialele pe care le postăm. Țineți aproape, mâine seară cu ajutorul Lui Dumnezeu ne vedem cu Părintele Achint și așa mai departe cu alți, alți părinți minunați. Părinte, vă rugăm un ultim demn. În ceea ce privește Evanghelia, în ceea ce privește tot cuvântul despre Dumnezeu, Iisus Hristos atrage atenția fariseilor și saducheilor și celor care știau scripturile. Voi cercetați scripturile pentru că voi credeți că în ele aveți viață veșnică. Asta este sensul, sensul citatului. Unii folosesc citatul ăsta ca și cum ar fi, cercetați scripturile când ele aveți viață veșnică. Nu asta zice Iisus Hristos. Spune că cercetați scripturile, că voi credeți când ele aveți viață veșnică. Dar ele sunt cele ce mărturisesc despre mine. Sensul scripturii este să se ajungă la Dumnezeu. Dacă se folosește scriptura noi, de mai noi ajungem să folosim Scriptura chiar împotriva lui Dumnezeu. Și a fost folosit. Și Isus Hristos a fost pus pe cruce cu Scriptura în mână. Căutați și cercetați Scripturile doar ca să ajungeți la Dumnezeu, nu la învățarea Scripturilor. Amin. Amin. Mulțumim din suflet Hristos în viață. Și Doamne ajută adevărat în viață. Fiți binecuvântați.